Și asta este foarte bine, pentru că astăzi chiar vreau să mă axez doar pe trei lucruri. Mă interesează mai mult emoțiile decât doar trei lucruri. În primul rând, vă rog să apreciați deci, acele atracții care sunt aici la valoarea lor și capacitatea lor de a atrage oaspeți. Asta mă interesează, dacă mi le spune critic, deci dacă aceste atracții sunt suficient de competitive ca să atragă deci vizitatorul. Al doilea este că, în bună parte dumneavoastră, fiind oameni umblați prin țară, cunoașteți principalele elemente de infrastructură, facilități turistice, care efectiv deservesc turiștii și nu deservesc prost. Dacă se vorbesc de culcare, etc. Și altele, da? Sunt și alte facilități despre care vom vorbi. Dar important este ca, în părerea dumneavoastră, să ne puneți exact acele bariere care ne face pe noi, cetățenii din Republica Moldova, să nu apelăm aceste facilități, dar să luăm pătură și să ne ducem nepaneat la munte și să stăm pe pătură și nu să folosim aceste facilități. Totodată, vă rog foarte mult să ne ajutați, să vedeți cu ochiul dumneavoastră de profesionist, deci om care deservește oaspeții acestei țări. Și în asta contează expertiza dumneavoastră. Care eu, de exemplu, anumite compartimente am pierdut-o. Pentru că eu nu deservesc atât de des oaspeții țării, chiar că dacă însoțesc foarte desuri multe delegații, de mai întâlnim întâmplător pe traseele patriei, dar eu nu sunt ghid, eu încerc să le aduc informații oamenilor. Deci, vă rog foarte mult, din această perspectivă, să ne spuneți, păi, dar aici mai este o oportunitate. Băi, dar aici se mai poate de făcut lucrul ăsta, astfel încât să încercăm să integrăm asta în strategie de dezvoltare a turismului acestei destinații și această părere a profesionistilor să fie luată în calcul de către cei care vor achita nota pentru fiecare din activitățile planificate în această strategie. Nu uităm că până la urmă este un mesaj din partea profesionistilor către autoritățile publice locale, care pe lângă un milion de alte treburi, la care s-au mai adăugat un milion de probleme legate de COVID și alte necesități specifice a diferitor grupuri de oameni pe care ei abordonează, deci pe lângă acest lucru, noi mai avem o problemă care tot pe umerii lor a pus-o este administrarea atracțiilor turistice, administrarea teritoriilor turistice, administrarea taberelor turistice și încă încurajarea dezvoltării agropensiunilor și încă, deci, organizarea unui sistem fiscal prietenos astfel încât vom încerca să vrei să facă lucrurile astea și să nu se ascundă, înțelegi, sub formă de magazin alimentar, dar aici e pensiune. Înțelegeți cum? Da? Deci, garaj dat în chirie, dar aici e deci, activitate de meșteșugăric și așa mai departe. Înțelegeți cum? Deci noi avem debalansarea asta tocmai datorită faptului că cumva toate elementele astea ele nu sunt foarte bine organizate. Iată, asta a fost mica mea introducere și acum haideți să vedem, de fapt, ce cunoaștem noi despre această zonă. Spuneți, vă rog, dumneavoastră, ați fost în zona asta. O bună parte chiar ați fost însoțiți de mine atunci când am mers anul trecut pentru a face această eu știu, tur informativ despre atracțiile din zona Ramsar, Ministru de Jos. Spuneți-vă rog, ce cunoașteți dumneavoastră ca și atracții majore, ca și embleme, ca și mascote care o pot scoate? Opa, asta e Ministru de Jos. Opa, asta e Ministru de Jos. Spuneți, eu din modestie mea am scos doar trei. Не, ну вот мне, допустим, я уже был в этом году много там раз, так уж случилось. Да. Село Градиница мне понравилось, потому что там заброшенная усадьба. Чуть дальше, если ехать, там красивые виды на турецкий парк. Да. Ну, мне очень нравится, и многим это нравится, которые побывали там. Колодец, вот, да? Колодец, да. Колодец, колодец широкий, да. А я сейчас второй такой же колодец. Второй колодец? Конечно. Да, мне уже сказали, я был на буквально 5 дней назад, мы слышали дома у Верона, это был еще один колодец. Мне его, правда, не показали, но вот... Мы это держим по секрету. Ну, правда, все верно. Чтобы заинтриговать вот так, тоже, с одной стороны, чтобы захотеть только ради этого колодца. Интересно, а там можно устраивать, ну, вот это защищенная зона, правильно? Да.
Вот, то есть, я понимаю, что даже лежат, да, можно ли, ну, на велосипедах, понятное дело, можно ездить, а можно ли ездить там на подобие квадроцикла там, или нет? Потому что это очень интересно, есть много людей. Местами желательно нет. У нас все-таки люди... У нас подход такой. Значит, все наши туристические маршруты, которые мы создаем там, на первом этапе, я сейчас таком расскажу почему. На первом этапе мы пытаемся делать так, чтобы это было при использовании существующей инфраструктуры дорог. То есть вот эти сельские проселочные дороги вдоль каких-то Принкырнкур, вот использовать их, но не вторгаться в очень сенсибельные зоны, потому что они здесь. Я попытаюсь объяснить, почему здесь очень важно сохранить эту природу. Очень важно. Можно мне сразу реплику насчет этого? Потому что вот когда говорил и Петру тоже, я уже перешел на русский. Да, они как понимали. Они поняли, что грабали русский, я сказал. Ну, а еще мои грабы в момент, когда я аж видел центральную кенцию. Как причем вот здесь какая разрубит кубич клетенька с фейсемни. Я не нужно прям буняку, потому что у меня нолифа усешки. Например, у меня пацаны же студу варма. Что грешный кубич клетенька с фейсемни, я не могу, я не говорю, что у них категории. А мы стали мы форти мультивинарики, короче, с пакой аппликаций, продуктовым, конкретно рутили. Так выявится, было 3 рути кубич клетили, и 4 русские 3 рути на телефон. Сейчас и варианта перфекта. А то человек спунет с кусенью, что ты ж не пили. Кто остальное? Лиса ли пропунет? Я просто шашаса, извините, я за продукт даю слово. Ну, идея какая есть. Випасти ми фасимо рапорт, прибігли про кумир, ми звідти до того. Вони просили оплати, я фолозеш там на аплікації. Те ж саме. Тому що ми всі вміємо їздити на велосипедах. Так, те ж саме. Чому ми вас научимо? Так, те ж саме. Ми норма з такою сидірали. Дійсно, а ти тротуар, прямуєм штіїм експерієнса, автор дестинації туристів, лисати баразинку, місце, де екзит плаку дідіть. Здесь практика колу, дотворити фактом, как у нас есть его интердикции для лекарствести. Вот так, здесь мы имеем практик, где он сократит домини краста, он сократит жор величинство до 7 дивами, как слов Петра. Здесь сам себе на каком книге на встрече. Да, там и 84-го года. Да, это давно. Я там живу, прямо на берегу, 22 года. Так что я знаю не так, я знаю каждый сантиметр. И это действительно так. И больно смотреть, что вот мы открываем новые дестинации, и там придут люди и будут это все разрушать. Так что нужно требовать интеллигенции, не проблемы здесь. Мы сначала в зоне факт сенсибили. Здесь до пока вспомним, до пока мы требуем, лынги, дичь отчасти элементы, как морфиды, экземпл, Nistru cu peisajele sale, Nistru de jos, deci purcari și câteva case tradiționale. Ce mai știți în afară de grădinița? Для меня очень интерес представляет, потому что у него на самом деле там сохранилась эпоха того 19 века. Я жду не дождусь, когда наконец он начнет это все облагораживать. Давайте так. Я вот так, я ему деньгами не помогу. Давайте так, потому что мы должны понять, что вот эта вся ответственность, после этого мы пытаемся это внедрить, но нужно понять, что должен быть кто-то, который исполняет эти наши пожелания. Понимаешь? И вот как раз система настроена так, что эти пожелания должны устроить кто? Правильно, неподготовленные люди, у которых миллион дополнительных заданий, и это у нас авторитет за полуселками. Потому я и говорю, что очень больно, когда приходит кто-то извне и говорит, слушай, я был в Турции, я был там, о, ну чего, у тебя почему этого нет? Делай это, делай. Я приду в свои 5 дней, может быть, оставлю, а может быть и нет. Понимаешь? Вот этот подход, он немножко совершенно неконструктивный. Мы пытаемся здесь работать, там, но это отношение, по крайней мере, мне кажется, от туристических гидов должно быть направлено в правильное русло для поддержки вот этих местных инициатив. Вот как-то их нужно поддержать, потому что они и так загружены, это самое. Ну да. И мы приходим и со своими претензиями. Дом Верила, я сейчас оформил. Его завтра с пункта, экземпл, но и к этому Блад Хейса, предатому Молдова Мастер, Шнуну Макума, Даша, Мутерекут, экземпл. Он перевода Вибарок на молодку Севильталя. В
Foarte deseori noi ne lovim de faptul celor că autoritățile publice locale nu au niciun interes să dezvolte niciun turism acolo. Și vă spun cum mi-a spus pe șleau. Deci ce ansamblu eu? Eu zic, pentru peste 3-4 ani, poate, nu mă interesează peste 3-4 ani, că eu n-am să fiu la putere. Eu sunt din partidul cutare. Dar noi chestia asta ce mai important? Doar o consecință a sistemului este debalansată. Este o consecință a problemei care eu v-am spus. Deci este ca un rezultat a faptului că noi am pus pe unii oamenilor ăștia mai multe activități de care ei habar nu au. Și atunci, tot de la dânsii noi șerem, și la un moment dat el își dă seama că nemuritor. El are 3-4 ani de zile și așa mai departe. Dar noi ne-am dus puțin într-o parte, în a discuta probleme. Eu vreau totuși să mă întorc înapoi la agenda noastră, în care am spus, haideți totuși să vedem atracțiile astea din alt punct de vedere. Deci, iată, în principiu, noi ce avem? Noi avem zona Nistrului de jos, care este foarte meandrată și datorită acestui soi de relief, noi am reușit să conservăm, practic, în mai multe asemenea meandre, niște zone excepționale. Bineînțeles, dacă să ne aruncăm peste dânsele, noi să le distrugem. Ele sunt acum ca niște bijuterii. Și noi ne dăm seama de lucrul ăsta. Deci ești într-adevăr, deci am fi vrut să selectăm oamenii care să ajungă aici. Nu oricine s-o suit pe matalții, nu vrem lucrul ăsta, sincer vă spun. Vrem oamenii care sunt într-un fel mai educați, organizați, care sunt într-un fel direcționați așa mai departe. Pentru că, uitați-vă, aici avem o bijuterie, aici avem alta. Da, dar uitați-vă că noi avem, de exemplu, cea mai mare insulă din Moldova e aici. Insula Crăciun este cea mai mare insulă care avem aici. Merge aici, stai pe dealul, aici este dealul Ciobărcinului, deci deasupra cumva. Deci mergi și uiți așa, ce vezi? Dacă nu ai un ghid alături să-ți povestească, tu nu știi nică. Tu nu vezi nică. De fapt, vezi o zonă care este puternic, hai să spunem așa, deci încadrată în diferite civilizații, tocmai datorită faptului că aici erau foarte multe drumuri de trecere de la o lume la altă lume. Deci aici au fost și Tartaria, și Scitia, și propriu zis Imperiul Rus. Deci tot până aici a ajuns și, hai să spunem așa, deci, Respospolita, respectiv, noi găsim dovezi a diferitor culturi care au fost aici. Și asta este foarte important. Pentru că un moment dat răsfăiești niște cărți vechi, da? Și găsești pe insula Turăncic, se numește Tiradeția. Univa, nepoanea unii, Herodot scrie despre Tiradeția și așa mai departe. Și tu ai aici. Iată, exact aici. Tiradeție, scris pe o hartă medievală. Îți dai seama și dovadă. Unde ai lucrul ăsta în altă parte? Înțeleg? Deci e câte plidi, topli înapoi. Și ai venit și ai văzut. Da. Imaginea care este aici, pur și simplu îmi dă cremur. Dacă noi scăpăm, turiștii noștri needucați, da, topli înapoi, a să fie catastrofă. Da. Înainte de a le pune în funcțiune, da, și de a le da publicului, da, publicul nostru, începând cu publicul școlar, da, și terminând cu publicul din exterior, trebuie educat. Corect. Trebuie educată, în primul rând, copiii turistul. Eu acum încerc să mă gândesc cine să facă. Trebuie educată administrația publică locală, care trebuie să lase pomeranii și trei. Exact așa cum se fac în parcurile naționale, putem începe prin a da copiilor sau turiștilor pungă în mână. Da. Pungă. Și eu cred că administrația publică locală, eu nu văd în altă parte unde s-ar găsi bani, trebuie să existe cel puțin la nivel de voluntariat un gen de poliție ecologică. Oamenii nu înțeleg pe moment în afară de bici. Dacă îi scăpăm acolo, e Moldovia. Nu e tragedie. Este foarte vulnerabil. Ecologic este foarte vulnerabil. Corect. Eu mă mir că ați găsit pești de aici, să-i punem. Eu am pentru asta exact o misiune în prevența peștilor. Dar ecologic trebuie, da, în aparată zonă.
Da. Pe urmă se petrece da. Iată, din ce cauză, eu vreau să zic, deci iată, asta este propriu zis imaginea generală acestui spațiu. Deci, puternic membrat, deci, plin de istorie, noi avem aici, știți ce avem aici? Exact aici. Deci avem aici unul din cele mai importante sate din Republica Moldova la ora actuală, dar unul din cele mai importante târguri din perioada medievală. Vorba de cel Gurcil, cea mai veche localitate din Republica Moldova. Deci undeva în cronicile ungurești este 1359 menționat statul Moldova. Undeva. Peste 2 ani de zile. Peste 2 ani de zile în scrieri despre satul Ciobârciu. Vă dați seama importanța propusă acestui fapt? Pentru oamenii inteligenți, bineînțeles, oamenii care cred și nu au habar de importanța unor prestigii, așa. Totodată, noi aici avem și pârcălăbie Ciobârciu, care s-a mutat în 1484, după ce a fost cu Cetatea Albă, respectiv Ștefan cel Mare a mutat această pârcălăbie aici. Ei, mai sunt mai multe istorii legate de această zonă, dar asta vreau să zic, ea este o zonă interesantă, captivantă. Ia uitați-vă cât de mult. Asta este o pădure luată sub protecție încă în perioada medievală. Deci turcii interțeșeau aici oricine să intre, să vâneze, să prindă un pește, turcii. Deci în perioada cât ei erau la Bender. Astfel, cronologic, este una din cele mai importante și poate dintre primele arii naturale protejate luat sub protecția unei administrații în general în Europa. Și asta o avem aici. Eu nu mai vorbesc de faptul că exact aici e Ciobârciu și aici este un alt Ciobârciu. Iată, între ista și ista, deci cum am spus, este insula Turnciu, așa, deci aia Turnciu pornește mai sus. Din partea asta și se duce și acolo. Deci, iată, exact în zona asta, copiii noștri în manuale au despre cât de avansați erau medicii din Egiptul Antic. Argumentul care este? Treponația pe creier era măiestria lor care este adus ca argument. Da? Cu câteva secole înainte, aici au fost descoperit vestigii cu trepanație creier. Deci, localnici care trăiau aici, nu venit altcineva aici. Înțeleg? Localnici care veneau aici, ce aveam noi? Aveau măiestrie asta. Deci, respectiv, cu câteva secole înainte de astea. Întrebare, dar de ce copiii noștri nu învață asta în școală? De ce în manuale chestia asta nu este? Deci, părcălăbia astea. Noi știm despre cum era organizată Atena Antică, Roma, dar tu nu știi despre ce este aici. Iată din ce cauză noi încercăm să includem ca informațiile astea să fie prezente măcar în muzeele locale, astfel încât noi să avem aici, eu știu, așa deschidere de a scoate în evidență niște elemente originale, unicale, care s-au întâmplat numai aici. Și vreau să zic că în această zonă sunt cele mai multe muzee la număr de localități. Practic în fiecare localitate nu are muzee. Că e în școală, că e separat. Și unde sunt trei? Poftim? Unde e localități, am găsit trei muzee. Da, în Talmasa, de exemplu. Uh-huh. Da. Așa, hai să vorbim o leacă despre natură. Pentru că am zis că natura este excepțională, importantă și așa mai departe. În lângă faptul că, într-adevăr, este un coridor verde, care face legătura asta dintre nord și sud pentru toate păsările călătoare. Și asta este un foarte bun, hai să spunem așa, stimulant de ai... Ați văzut ieri pelicanii care se vârfim deasupra Chișinăului? Ați văzut? Ieri erau pelicani deasupra Chișinăului. Nu? Voi circulați mai mult ca mine, nu... Dacă nu ai Chișinăului, stau. Deci, eu asta vreau să zic. Deci, iată, fenomenul ăsta, deci, a grupării mari a păsărilor în august, septembrie și pregătirea lor pentru călătoriile astea de multe kilometri, deci în timpul toamnei și primăvara, este
Fenomenal. Deci să vii, să urmărești cu păsările în această zonă, pentru că asta este comportamentul lor. Dar vreau să vă zic că aici, noi avem într-adevăr două treimi din toate speciile în Republica Moldova și este un fapt constatat. Mai mult ca atât, aduceți-vă aminte că noi din 1954 avem barajul ăsta de la Dubăsar. Respectiv, tot peștele, el poate ajunge doar la Dubăsar. Respectiv, ministrul mai sus de Dubăsar este foarte sărac. De exemplu, la Soroc în sus, nici braconieri nu sunt. Știți probabil faptul ăsta și asta este evidență. Deci toate cotele de colectare a peștelui industrial se dă în zona asta. Ca să vă dați seama că este o zonă totuși bogată din floră și faună autentică din perioada aceea. Mai mult ca atât, noi avem așa un fenomen când în 1838, în urma unui cremur de pământ la 11 februarie, îmi pare că sau 11 ianuarie, nu mi-aduc aminte, dar deci s-a mișcat albia râului și a rămas 40 ceva de kilometri de meandre separat de albia nouă. Respectiv, flora și fauna acolo este din secolul 19. Deci păstrată, pentru că noi evoluăm, se evoluează și flora. Deci, iată, respectiv, bucata asta este unicală numai prin faptul că ea păstrează acele lanțuri trofice și acele elemente sensibile ale naturii în acele componente, cum a existat odată. Da, adevărat, sunt probleme cu împlinirea deci acestui bazin. El uneori are probleme grave cu oamenii acolo. Nu, oamenii ca oameni, deci exploatează. Dar însăși faptul că noi avem un element unical produs în urma unui fenomen natural și îl avem aici, nu trebuie să-l cauți undeva. Doar un ceas și jumătate distanță de la Chișinău ne face pe noi să știm că în copiilor noștri putem să le arătăm câteva lucruri interesante despre care să vorbim. Iată din ce cauze. Păsări este. Da, este. Nu, apetă, nu loveți atac, ca raișă. Nu iar, este, tot nu este, nu ea их не ловил. Но рыбаки говорят, ну знаете, как рыбаки, они ловят вот такое, говорят, что я подумал. Так что, в принципе, я думаю, что нам нужно понять, почему эта зона одна из самых богатых флорой и фауной по сравнению с остальной частью Днестра. Почему? Потому что элементарно было забаррикадировано то, что ниже сохранило, по крайней мере, то, что в принципе, скажем так, было раньше. А все остальное, как говорится... Да, врем сезик, рейсо пострадил на его формате. Ее персонал, конечно, купил, ты верно, до вещев. Personal am mers din Bendia până la Marea Neagră, 3 ori cu rachetă, cu catere și așa mai departe, și s-au păstrat 12 de barcădere. 12 de barcădere. Vine și ai o rețea. Ești investește și ai o rețea. De asemenea de barcădere ca să pornești deci, această... Сегодняшня глубина позволяет? Да, Хорватия позволяет. За исключением некоторых замыленных зон, которые действительно нужно чистить, но фрагментарно. Не здесь формат. Да, то есть там, где есть. Ну, давай нет предусловия чистить. Ну, понятно, потому что мы распродали. Или расшабашили. Это не проблема. Но не проблема, потому что, в принципе, это оборудование можно арендовать. Было бы желание, были бы деньги. Потому что не всегда нужно иметь оборудование для того, чтобы что-то сделать. А у меня нету проблемы. А у меня нет. Желания. Мне не нужен бульдозер для того, не нужно купить бульдозер для того, чтобы построить дом или погреб. Понимаете, я его могу арендовать. Это техническая проблема. Но я видел карту Фарватера. То есть, фактически его, да, есть проблемы, но это не значит, что нельзя его, скажем так, регулировать, фарватер таким образом, что можно было, скажем так, пустить опять эти ракеты. Но, извините меня, мир движется, прогрессирует. Есть сейчас очень много других возможностей без большой, скажем так, Аденчили, ведь Пер Аденчили Мари, даже те же самые ракеты, они же фактически, скажем так, их
Посадка. Да, посадка метр, не более метра, потому что они... Они надо надо. Советские ребята находили баржи, которые носили песок, щебень. Вот сейчас они тяжелее будут, конечно. Да. Среди мы купим на среди не спрестал фильм. Наша фильм тут допоти вам спуси, я концентрирован на зона аста, концентрирован фаун не эксцепционал, флора эксцепционал. В истории деособиты, деособери диалте зоны. Până la urmă, cum am spus, dacă afișez așa un peisaj, un om pregătit vede într-un o oportunitate de a dezvolta meseria sa, de a practica meseria sa. Un om nepregătit lucrurile astea n-a venit. El vede și... Nepanetna se poate vede. Unii poate să vadă că aici puteți fi năsit. Altul spune, de aici poate un șezlong ceva, un iaht, să-i dea un... Noi suntem așa cum suntem. Suntem o țărișoară mică, suntem noi, cei care, de fapt, de fiecare dată suntem noi, care invitați să ne punem propunerile, cum să cheltui banii, statul pentru dezvoltarea turismului. Și aici sunt o leacă neagră. Deci, hai, să vedem ce putem noi să facem ca și activitatea aici, încât bucata asta, care este un peisaj suficient de interesant, așa, apă, o deschidere de apă, un curs, apa este suficient de curată, 12 plaje. Năsipul de la Ciobărciu este din cel mai curat, deci, știi, la, așa e de sub Romantia. Moldavia, Moldavia. Da. Deci, respectiv, spuneți-vă rog, ce facem noi, cum vedem noi ministrul ăsta altfel, cât și oaspeții noștri să se uite, zic, deci mai dus cu copul acasă și văd eu. Cam asta este reacția oamenilor. Să mă facă cum știam. Deci, noi avem două extreme. O atracție și informația este aparte. Este atracție, poți să faci din o teatră un bunic. Dar poți să faci din un lucru interesant, poți să faci nicăi. Tu care trebuie să faci tot, nu știi cum să manipulezi informația. Întrebarea mea este, viziunea dumneavoastră, cum ar trebui investiția de ministrul ăsta așa? De partea cealaltă, întrebați ministrul, cine vreau, slăbăzie? Da. Aha. Primul lucru care noi facem, noi trecem toți turiștii pentru o sâmpă foarte mărunță. Cine sunt oamenii, cei care să vină în coace. Da, așa. Dacă noi ne orientăm faptul celor că noi avem plajă, distracții, baruri, iahturi și așa mai departe, atunci noi punem accente pe acele 12 plajă. Dacă noi, care este ideea de bază, pentru că aici e o zonă conservată și pentru noi contează, dacă chiar și aducem, a fi un turist foarte selectiv. Așa. Deci, respectiv, pentru asta voi trebuie să alegeți, pentru dânsul e important să-i arătați totuși plaja, și pentru dânsul va fi mai interesant să-i povestiți despre speciile de pești care sunt aici rare, despre plante, să faceți un program turistic și niște zone amenajate, din punctul cel de vedere, niște platforme, unde ei pot urmări, cu binocluri, apropo, pentru că binocluri de la voi sunt obligatorii, vor fi privința asta, să ia în arendă pentru cei ca să urmărească păsările în timpul migrației, în timpul cuibăritului și așa câte și mai câte. Aici sunt anumite momente. Deci, dacă voi vreți un turism de asta masiv, asta nu e cazul ăsta. Absolut. El trebuie să fie foarte selectiv. Și un om care are cât de cât o experiență psihologică, măcar despre faptul acela, el când o să meargă pe cărare, da, să nu rupă creangă cei care îi încurcă, dar să o ridice și să treacă sub ea. Da. Eu sunt de acord. Eu sunt de acord că noi trebuie să avem abordări selective față de categorii diferite și pe unele să avem capacitatea să le cam filtrăm. La urma urmei, chiar dacă voi vreți un turism mai masiv, adică o cantitate de oameni, cum zicea și Eugenia, pentru copii, că e catastrofă dacă le dai drumul la copii acolo înăuntru, pentru că, adică pe teritoriu, îți distrugă, o să fărâm, cât de mult nu le-ai povesti, copiii vin după ce să zburge. Deci asta mai mult le interesează. În așa caz se poate de făcut un program excursionist. Deci un
program concret, de exemplu, pentru cei, pentru dar masă pользования, știți? Adică un mic teritoriu care ei deci pot să urmărească, o oasă unde, da, turismul de masă, pentru cei că să vină turiști, știi? Cu grupuri, cu cei, și gata, s-au limitat, mai departe nu le dai drum nicăieri. Domnul Mirom, eu cred că dacă se lucrează pe strategie națională, uitați-vă, începând de anul trecut, școlile au deja programul săptămâna altă. Da. Și în cazul săptămânii altă, dacă școlile ar putea, ar avea posibilitatea să ajungă, iată, în asemenea zone. Pentru că una dintre accentele școlare care este pus acum este interdisciplinaritate. Se poate face biologie, se poate face lucru cu calitatea apei, se pot vedea plantele, se pot vedea, se poate face educație ecologică. Și atunci... Должно быть строгое расписание, чтобы не наехали все сразу. Prindeți, cum am făcut noi la școală, prindeți două, trei șopârile obișnuite, deci cum a spus verde și două femele, le-am pus într-un terariu și am depus și ouă, și șopârile micuțe, știi ce mai cred, adică eu... Tot ceea ce se discute trebuie să aducem la cunoștință și managerilor din agențiile de turism care o să vândă acest traseu. Oi, doamna Nina, până la manager mai așteptați. Nu, dar tot de una, nu, dacă el spune că pe excursie acolo, dar trebuie să spună ce... Până la manager aici trebuie de pregătit niște ghizi biologi, în primul rând. Ghizi pentru cei care spune că ghizi biologi locali. Agenția de turism adună grupuri. Și el trebuie să spună ce, spune... Mersi. După cum ați spus, sunt de mai etapă la care colectăm reacțiile dumneavoastră, deși nu este cazul să discutați în contradictoriu, oricum eu și pe asta, eu și pe asta, până la urmă noi nu ne trebuie să vedem acolo. Apare managerii care se schimbă. Dacă vă răziți între teritorii de pleaj, eu считала, că poate nu stoi сделать технико-экономическое обоснование развития этой территории. И первое, что установить, это антропологическую нагрузку, исходя из той цели, которую мы поставим. И здесь можно применить уже действующий принцип Крикова. Не для каждого, вы сказали, не для каждого. Ценой. Регулировать ценой доступа. Неправда. Ценой почему? Не будете регулировать. Почему? Никак. Не абсолютно. Потому что есть туризм, он хочет это увидеть и так далее, но он не может себе позволить. Но он интеллигентный, он в курсе, он знает. Но он хочет это себе позволить. Это будет 500 лей. А вы как будете? Регулировать детей или вот эти? Нет, здесь не ценой. Здесь именно тем, что он радует. Я только идея, если я вам не удачу, то у меня вообще идея есть импортант. Да, спасибо. Eu vreau să întreb, malul care este în Moldova, el este mai înalt. Doar malul lui sunt pentru plajă, asta e partea Transnistria. No. Nu? Sunt și de partea aceasta? Da, eu vorbesc de... Localitățile din zona, deci din raionul Slobozei, ele sunt, așa s-au întâmplat, o leacă mai îndepărtate de... На фотографии течение сюда и масло сугубит, значит это левая сторона, да, а пляж должен быть там. Да, у нас есть стратурка. Да, а здесь Пуркарио. Здесь Пуркарио. Да. Да, апропо, Пуркарио Артфил. Пуркарио Артфил. Винса. Știți unde e biserica? Da, da. Iată, mergi o leacă mai înainte și vezi drumul spre Estia. Treci de dambă și eva aici. Au ajuns cineva din cei care ajung la Pucare aici? E cum cu bicicletele. Și atunci de ce ați recunoscut? Da, spuneți. Port, da? Port был. Port не здесь. Не здесь? Не здесь. Не здесь. Да. Domnul Iorin, totuși vreau să spun ce zic. Dumneavoastră ați spus din 12 pe partea noastră. Nu, el a spus de partea stângă. Și de partea ție, da. Pentru că mi-a prea mult. Pentru că de partea ție eu am pus 1, 2. Două. Ruscă chestia mă lasă. Da, da. Deci eu am pus acolo două. Deci cauza pentru că acolo efectiv oamenii se scaldă. Pentru că în rest ei sunt partea cealaltă de Turunciuc. Deci ei nu vin acolo la scăldat. Ei vin... Deci unde Turunciucul se disparte, ei vin în zona aceea, zona aceea de odihnă. Cum se numește acolo localitatea? Deci ieși din Slobozia, deci ieși din Slobozia și vezi o leacă înainte. Sectele unde se disparte ministrul de Turunciuc, exact zona aceea este una din cei mai îndrăsită. Deci, dar în rest, deci oamenii nu se scaldă la asta, vin în partea asta, dacă au nevoie să scaldă. Da. Eu cred că la capitolul ministrul vă spune altfel. Cred că zona unde este deja, unde sunt
și ne poate controla. Deci că pot fi aduși pentru început școala de pictură, ca să facă peisajul cu pictură și el va fi promovat altfel. În primul rând, prin pictură sau tinerilor sau școli de vară de pictură. Și atunci ele, peisajele vor fi promovate atunci, nu numai prin imagine, nu numai prin fotografie. Nu este și din... Deja ne-ați dat o idee pentru următorul proiect. Sunt în două Dunărea este exact așa. Da. Если ты на аквалерист у нас, специалист, к нему приезжают со всего мира учиться. Вот если вы, он обычно ездит в монастырь Курь, и там обучает ему можно предложить из России, можно прожить туда, и они будут это когда писать, это будет как бы там отличная реакция. Отлично. А Анна, что вы скажете? А, нет, это перспективно, но есть ли нюансы с таможней? Ну, как бы это... Та ще проблема не база, та й по зона, так, екзак вчаєш, коли зона маловата, але ми прям паче ділок, тому к вешніх не ловим ді країні. Проблема з курсом, корейці суруція. Ходить у ній в Транснистрі, так, ну і там ще. Вся тема і бонус. Хай суто тоді. Да, давай солюции практики. Это есть между двумя берегами. Стратегия наша во первых ум петру жены элементарцы, во фиг петру моторе чинчанцы. Здесь я надеюсь, что видим реалист, тип темфаси, лин зона аста, без фунт в деле, здесь очистый термин, чинчанцы. Реал, здесь ну ангажамент стерильно. Мы не будем спасать крутые курсенту, мы сгорели с крисы. Nu vrem să facem deci un document în care autoritatea publică locală spune asta este realist, eu pentru asta pot găsi bani, eu pot să ne implic. Cum am spus, strategia asta va fi pusă pe masa, propozez, a autorităților publice locale care s-au asociat într-o administrație comună a acestui viitor parteneriat. Deci, respectiv, ei votează cum să-și folosesc bugetul. Noi doar le dăm sugestii pentru activități care sunt realiste, realizabile, fezabile, ca ei să face. Noi știm lucrurile să spargă de făcut, lucrurile să-l fac. Sunt foarte mulți oameni care fac lucrurile astea. Deci, mai mult ca atât, e că chestiile astea e special pus un așa mai astea. Ca să știm că chestiile astea, chiar și așa oamenii le folosesc, dar noi ele devin foarte accesibile. Da? Deci, în ultimul timp, foarte multe asemenea, deci, echipamente sunt importante, băușnei sunt importante și în motorul. Deci, mâine pe mâine, noi vom avea un, hai să spunem așa, o creștere relativ mare a utilizatorilor de aceste echipamente, respectiv, noi trebuie să punem la dispoziție locații. Ну, тут, конечно, должна быть договоренность с Украиной, с Приднестровьем, чтобы, скажем, не выходя на берег, но могли бы вот проехать до маяков, в дельту, Приднестровья. Мы здесь можем иметь две точки зрения. Первая точка зрения – это то, что давайте мы определимся конкретно с компетенциями наших властей, скажем так, национального уровня, и это агентство инвестиций в Ашанташи, Министерство экономии. То есть вот вопросы такие глобального характера там, но моя стратегия, которую мы разрабатываем, мы пытаемся все-таки дать инструмент для менеджмента, для управления в руки местных властей, на уровне местных властей какие-то пропуня, судейство. Есть? Вы считаете это возможно? Или нет? Понимаете? Потому что интервенция, пока добьешься от национальной, местной власти, решать, что может быть? Знаете, каким образом? Если, например, приезжает группа, которая планирует спускаться по Днестру вниз, они просто заранее дают копии паспортов, как и сейчас делаем. То есть таким образом решается вопрос. Единственное, что должны об этом все знать, что есть несколько точек, откуда они то имеют нужно право определиться с этими точками, которые являются обязательными. Нужно определиться с этой точкой и дать конкретно, скажем так, бюро по информированию туристов вот такого рода полномочий для того, чтобы можно выйти. Точки А в точку Б 2 часа, если человек не появился, значит в это время надо, можно его уже искать. Как мы проехали сейчас Плайл Фабу? Хорошо. Нет, проще решать. Я себе отметил. Неужели на них тоже можно поставить? Алты ситуации.
Если мы имеем аиси локули ништите. Да, мы имеем аиси локули ништите. Și toate sâmburile pentru lăsă, dimineață, frumos, rabă, ai venit, nu știu cu cafea... Dar nici și dată spate de pescuită, fiecare an, da, altă dată. Da, asta este o problemă privind fluctuația, dar eu vorbesc ca fenomen. Da, dar e că pe lângă asta noi avem și o situație în care avem o parte mulțumită și extra mulțumită, cum sunt pescare. Și avem o parte extra nemulțumit, care sunt autoritățile publice locale, care vreau să spun mai mult, dar și chiar nu vrem, noi trebuie să vedem, să măturăm de urma voastră de fiecare dată. Hai să mai aducem la inserie turist. E clar că primarul care zilnic are problema asta cu colectarea gunoiului și așa mai departe, el ar fi descurajat. Pentru că el nu are nici structură de salubritate, nici pentru dânsul în sat. Oamenii din sat nu vor să plătească pentru dânsă și el găsește niște mijloace ca să compenseze hăbărnișia unora care, gospodar de ăștia care aruncă și nu este ea. Și încă sarcina în administrarea corectă a unor zone în care se vină turiști și așa mai departe. Deci propunerea dumneavoastră, cum noi... Care ar fi soluția? E că aici e financiară, e că aici e soluția financiară, e cea mai bună soluție. Care? Niște taxe. Taxe bune, pentru că asta e faptul celălalt că datorit faptului că sunt și o taxă mai mare, el o să găsească și finanță atunci... Da. Știți care este problema? Problema este că taxele se spătesc. La unul e de în Chișinău, că se numește Asociația Pescarilor, și așa mai departe, îți dă un bilet. Tu plătești? Lui? Și tu te urmi cu ăla așa este. Dar gunoiul tău strânge, gunoiul tău strânge. Dar când te duci la un lac privat și plătești... Lac privat e altceva, aici este mistru. Dacă zici, este un bun al nostru, la populară. Să știți un segment privat acolo. O, chestia asta e deja... Nu e fantezie. E o fantezie. Deci, un alt fel de propunere trebuie să iei. O altă soluție trebuie să iei. Eu v-am explicat, eu v-am spus că noi nu discutăm acum în ros. Pentru că vorbim cu profesioniști, care mâine pui mâine, va trebui să direcționați mesajul dumneavoastră către turist, în așa fel încât omul să înțeleagă valoarea și să o dezbrace din problemele care sunt. Să nu le amesti într-un singur cărzină și să se ducă de acolo cu ofuri. Noi asta nu vrem, că omul a ajuns acolo, după să întoarce să spun, unde m-am dus, ce probleme, ce este ea? Deci a plătit eu banii ăștia, nu trebuie să duc acolo să primească satisfacție estetică din ce se vede. Este satisfacție estetică și, hai să zicem așa, deci, așa, puternic, emoțională a unui pescar care el vrea, el visează lucrurile, este să vină aici. Este. Но это легко загадить. Нет. То есть он выезжает, сдаст не только свой, но что собрал, получит деньги как компенсацию за тот билет, который он покупал в свое время. Почему бы так не сделал? То есть Орком при системе детаксы да. Он выезжает, он заплатил деньги. Он выезжает, он мешочек с мусором, мешочек с стеклом, мешочек это самое. О. Ну, то есть что... На это что скажете? Вдоль Днестра, здесь до Лугу, Днестрой, но я вем друг де цара. Да. В другом месте есть эксепционально импортант. Аз вода цама, крит импортант ел есть, и в разу сму пи другому месте, но я констатат, ка ау трекут ин жур де 16 домнитор. 16 домнитор. Май пунец мына пи харты, унде ин алта парте, ку сигуранце, ла горле Днестрой, ау фост, sau în altă parte a Moldovei, au fost 16 domnitori. La Pușnă. Din arătă de ajungură, da. Eu cum vorbesc despre la multe destinații, când ați vorbesc despre Pușnă, dar e bună remarcă. Deci, eu ce vreau să zic, în momentul în care noi vedem pur și simplu un drum de țară, da, el este drum de țară, este absolut steril pentru un om care nu este. Dar noi suntem cei care creăm atitudini. Și am să vă dau doar un singur exemplu. Când se poate de trezit o atitudine puternică față de un anumit eveniment, față de un anumit obiect care este în realitate steril. Deci aici nu este nimic, nici expresiv, nici este așa mai departe.
Unica zațepcă este de istorie care leagă de drumul ăsta. Cum se face că el să fie puternic încadrat în mintea omului care vede lucrurile astea și el să vrea să ajungă aici? Eu am o idee. Hai spune. Нет, ну может совпадает идея. Не, я бы там построил бы хотя бы маленький кусочек с мостовой старый, который под навесом. Рядом бы сделал бы такую небольшую экспозицию, где можно было бы увидеть картины из прошлого, может быть какие-то артефакты. И поставил бы обязательно туалет и кафешку. Пожалуйста, без мостовой. Люди хотят... У меня есть более дешевое предложение. Câți kilometri are drumul ăsta? El are, da. Eu se obțin la urmărit așa, din orașul Osnabrück, din Germania, până în Caffa, din Crimea. Da. Deci asta este segmentul pe care, la o mică istorie, fiecare bucăți de segment era administrat din punct de vedere a taxelor, care s-a plăteau de domnitori și de voievoze care coordonau țările respective. Da? Moldova, Moldova, Lvov, Cracovia. Ce segment noi avem aici? Deci noi avem segmentul care e de la Valea Adâncă de sub Ungheri. Da. Și ajunge pâine în zona Căușenului și de la Căușeni nu trebuie să ideau loc. Încărnățenie Coptească, mergi mai departe spre Giobârciu și mai departe tu la Palanca. Concret, deci, în zona Ramsarului. 70 de km. 70 de km. Ok, oamenii nu fac 70 de km cu bicicletă. Ei n-a fac fene. Noi chiar în ianuarie noi l-am alergat. Voi l-ați alergat, eu am zis cu bicicletă. De alergat e mai ușor. No, eu glumesc. Concurența, cum s-ar spune, eu mă duc pe mine la ultramaraton. El mi-a zis. Pe ultimii kilometri. Я просто на юге почувствовал. Да, ну верь, я уже вышла. Адика мать только бомжняк. Я уже запитал чего. Потому что принципе друму есть, что я просто гуня астра. Дня француз к чемпчи до аудиторию. Спресконь его канал. Шайзи, значит, сори. Чемпчи все шла лапушка. Ласфейте, он километраж, где был ласфейте, кубич лета, где был так и мерзи. Aici la fiecare 2-3 km, puteți să puneți un lista de piatră care e scris domnitorul cutare, perioada cutare. Și să treceți de la cea mai veche perioadă până la cea mai nouă perioadă, treptat, domnitoric. Nu-i numai decât, că nu mai știi tu, că el a văzut porțiunea asta. Da, da, e clar. Sunt doar indicii, indirecți, nu sunt... Dar sunt interesanți și curioși în prezența asta. Bun, eu vreau... Spate să dau o idee, poate aceste absurde. Я уже там. Это входит в европейский культурный путь. Не входит, потому что на нашу просьбу тогдашняя администрация туризма не откликнулась. Ну, это же не вечно. Это понятно, их можно так отодвинуть. Почему бы не возвратиться? Их можно отодвинуть. Вот мы пытаемся. В отсутствии, скажем так, открытости к нашим предложениям, мы это делаем альтернативно, делаем за свои средства, за свои проекты. Я бы попросил бы у китайцев. Да, здесь дальше продолжение шелковый путь и красный. Ты можешь это делать? Да, я могу путешествовать по Китаю. Нет, не надо. Хочу вам напомнить, что Китай приехал у нас. Короче, Си Цзиньпин на тебя. Вы не путайте Китай. Да кто-то уж мы не можем. Чтобы посетить какое-то место, все-таки притягивают очень легенды. Если бы с этим вот местом было связано какие-то интересные истории, появляются привидения, появляется закупано золото, или здесь люди наполняются особой энергетикой, в такое-то время открываются врата мира, или ты там... А вас это испугает, если будет какая-нибудь очень трагичная история? Так, это притягивает, хранится. Это все именно будоражит человеческую психику. Тогда я вам скажу. Потому что если просто пройтись там 15, а если вы с каждым связываете какую-то историю, что там украл невесту, шел по этому пути или что-то еще, то появляется какая-то интрига. А если по этому пути прошлись 12 тысяч возможных невест? Так, вот это вообще! Кстати, на меня это
на продажу. На продажу крыльев. Я просто понимаю, что крыльев. Нарушенная легенда, материнский курган. Это опять же по этой дороге. Я вам скажу, ровно 250 лет назад, ровно 250 лет назад, это был последний коллектарий де Роби, де территории Молдови. Вот это очень все интересно. А душа и села, лэг беседки, да, кауше. Януарь. Януарь. Умієш, як суть, що ти за шпатом. Тепер інфо, хто не працює не п'єрник, не Молдова, що встрінець Шайспорт за сімейдеру. Шайспорт сімейдеру. Фімей Шкопій. Януарі. Фетє Шкопій. А з такою контязом, тому що кирав Фетє Шкопій. Шайспорт за сімей. У нас казітели. Петро Муїста. Шли пішком до моря, да. Це у нас було январь. Да. Я не думаю, что они были специально подготовлены. Это самое. Где они ночевали? Да. Потому что их это самое. Понимаете? Как пингвины. Если им и вот, пожалуйста, вам концерт историк. Да. Не дрыши, но можем отдать уважность. Целечку? Я как... Целечку? И это дорога. Здесь можно топнуть ногой и просто да. Опуститься на колени и целовать эту землю. Понимаете? И вопрос, почему это никто не делает? Ну, если не шмакаран мануалу де истории, а вем трейс процессе музея идти, трейс процессе музея. Дозу чензей для они остаются зечи генерации. Как сами трейс, то у генерации. Паринцы не, буне, не держа среди генерации. Здесь сама, уляки на инте, инка, а если я, ничего не осталось. Но в памяти-то осталось. В какой памяти осталось, если я вам говорю, что у этого даже в музеях нету? Вы понимаете? Так вот, вопрос в том, как этот факт, можно вот эту трагичность, можно, скажем так, здесь это отразить, потому что это случилось здесь. Где вы еще найдете это место в Молдове? Да, мы пишем про евреев в Молдове, что был Холокост и так далее и тому подобное. Пожалуйста, наши женщины, наши дети прошли здесь. Каждый второй километр погибших. Эта фраза есть у Ямчушкова. Когда 20 маршрутов сделали материнский курган, там вот это описано. Ну, cred că o să vreau să fim un pic mai atenți da. Cu legendele în care se iau și din degetul mic. Așa. Pentru că într-un asemenea loc care este valorificat, așa. Vrem să-l valorificăm, și el nu este acoperit de documentul așa. Scris sau de lucru unui istoric, da. Riscăm să-l alunecăm ca fiecare ghid să-și facă legenda lui. Așa nu este voie. Eu sunt cordit, eu sunt... De acord cu dumneavoastră, 100%. Eu nu sunt de acord, de ce? Stați, eu vreau pur și simplu să răspund, doamne. Doamna... De unde? Asociația Națională a Ghizelor, profesor de istorie. Îmi pare foarte bine. Eu vreau să vă zic... Da, deci eu vreau să zic, dacă este să răsfăim, deci, revista de istorie, a Academiei de Științe, anul 1997, deci acolo este un articol foarte bine documentat, deci despre ce s-a întâmplat pe acest drum cu aceste 16.000 de români. Foarte multe, dar este persoana care a cercetat acest lucru și a stat la bază. Tezei sale de doctor, deci asta, deci propriu zis, comportamentul, dar mai degrabă ce s-a întâmplat cu această zonă în perioada cât existau incursiuni tătare. Din punct de vedere religios, zona este inclusă doar în metropolia Preoapiei. Și zona poate fi valorificată și religios, pentru că maximul unde se duce autoritatea metropoliei astea este Biserica din Răușeni. Și de aici nu există biserici atât de multe ortodoxe, pentru că zona a fost tolerată și
Această metropolie a Turimabiei specială a fost construită pentru zona cu ortodox și controlată de către Da, deci eu v-am dat o, că ați cerut ceva care este legat de o legendă și așa mai departe. V-am spus că pe lângă legendă și interpretare, noi facem deosebire între documentarea, hai să spunem așa, deci istorică, factologică, soția mea este doctor în istorie. Deci eu nu pot să cred lucrul ăsta așa pur și simplu. Și interpretarea unui ghid care preia factologia și o interpretează, găsește exact elementele care nu sunt acoperite cu factologie, face trimitere la o legendă locală ca să compenseze acest fir logic, dar spune că aceasta este o legendă locală. Și iată, tocmai elementele astea noi vrem să punem cap în cap, astfel încât mesajul despre care am spus noi, că noi avem o anumită factologie și avem exact fixat pe unde trecea acest drum, ca să facem un pas mai departe, să vedem cum îl interpretăm în raportul nostru cu oaspeții acestei țări. Prin mesajul care am spus. Localnicii cumva drumul ăsta numesc un drum sângeros, chestii. Eu vreau să vă spun că eu am făcut o... Deci, am făcut un exercițiu de a face o carte turistică pentru fiecare localitate, din cel 13 localități, acum o finalizează. Noi avem, practic, denumirile locale, în discuție cu bătrânii, satului, practic pentru toate acestea. Deci, noi avem sate cu 20, 30, 40, 50, 77 denumiri locale. Și o bună parte din segmentele astea se păstrează sub denumire. Drumul Turcului, drumul Tătarului, drumul Drăgaișii. Drăgaișii este, știți, o femeie, zână și așa mai departe, da? Deci, care se duce undeva și dispărește în ea. Deci, iată, dar nu avem peste tot. Exact așa cum avem și valul Zmeului, care este un val de protecție de-a lungul Nistrului, de la Copanca până la Palanca, până la Cetatea Albă, de fapt. Așa. Deci, și noi avem porțiuni care se numește, la Olănești, de exemplu, Movila Zmeului. Legenda asta, că o străins Zmeul, nu știu ce, pietrele l-au dus acolo, s-au găsit un frate frumos, nu știu și așa mai departe, dar noi avem acolo, deci, știți ce au făcut bravii noștri, nu știu cum să ne spun. Îngilimele. O să fac fix în mijlocul Movilei și ele, bazină. E mult pământ și spate din altă după. 2 metri în glubine, tot ce tot asta, nu? Este его... Его уже, за самое все, уже его нет. Но мы балу троям как трейсиксом тот не собрали. Шагнул я сюда шагли. Здесь институт де истории с патримониум, здесь я продусу патрия, это на место мовили ли фунерали. În zona Nistrului de jos. Deci ea trebuie să fie recent făcut o mică lansare, dar datorită COVID-ului acest eveniment nu a fost făcut, dar cartea este deja produsă. Movilele funerare în zona Nistrului de jos. Știți de ce spuneam? Da, spuneți. Pentru că și atât de tare m-a supărat, de mai multe ori am spus, la Trebuje, cineva mă întreabă, a fost un ghid care le-a spus că numele satului a venit de la o discuție între soți. Și soția care nu dorea să-și îndeplinească datoria, a spus trebuie jenă și de aici vine numele satului. Eu trebuie împușcat. Eu nu sunt atât de radical, dar eu am avut o altă experiență. Eu am avut o altă experiență când la Saharna, de exemplu, copiii erau îndemnați ei să lingă piatra asta pentru că aici curge Sahar. Noi ne-am dus într-o parte. Eu totuși vreau să discutăm despre zona aceasta, pentru că problemele sunt un milion în sector. Atâta doar că eu am încercat să culeg de la dumneavoastră propuneri, sugestii, cum să valorificăm acest lucru în raport cu oaspeții dumneavoastră. Вопрос. Если на этой дороге где-то место, где если люди едут на машине, могут остановиться, да. Потому что по этой дороге походил несколько раз Пушкин, и он, мы знаем точно, где он останавливался. Он проходил минимум 3 раза.
И мы знаем, где он останавливался. Один раз он останавливался в доме, о котором говорил... Один раз он там остановился. Да? Второй раз он касаприл, который день турка. Тогда у него сломалась ось, и нужно было каким-то образом связаться. Так вот, мы нашли и это место. Касаприл. Мамонка, ты так уже если убьешь, где возможно, еще тот хулиган. Да. Так вот, мы отошли. Есть в Кишиневе, скажем, ребята, которые, ну, кто на карах, а кто на джипах, и они по Молдове путешествуют. И тоже вот, если им сказать, донести информацию, там, определенная плата. И дать им, вот этим байкерам, дать им кулечек, чтобы они собрали после себя. Ну, вот я почему спрашиваю, есть здесь там тоже, здесь тоже поможет то, они, ребята, которых я знаю, они ездят и все убирают за собой. Я знаю. То есть вопросов много, но ваша экспертиза нужна мне для того, чтобы понять, как реально можно сделать для ваших реальных гостей завтра. То есть у меня ограниченное количество времени для этой стратегии и ограниченный контингент людей, которые будут реализовать эти ваши пожелания. Это неподготовленные люди в администрации публики Лукала. Так вот, имея вот эти данные, какие предложения более реалистичны, потому что я могу пожелать, я как житель, я могу пожелать, чтобы там мы сделали первую австрийскую колонию на территории Бессарабии. Потому что это находится как раз в моем селе, близ двух сел, Градиница, Шипопяска. Вот там мы нашли, вот там этот колодец, там находится. Так вот, и я могу вот так, посольство, давай, ты Китай, давай, и все будет. Но это нереально. Я думаю, ваша экспертиза более, скажем так, сфокусировано на обслуживании конкретно ваших гостей. Так вот, для ваших гостей сейчас, имея вот это, что можно предпринять не на уровне очень дорогих солюций, а на уровне каких-то таких предложений, которые, вот мне нравятся, да, какие-то столбики, шире, версии у меня, мы обратим к тебе с вашим версиями, я оставлю курсе пьесу, наша филантропная карта остается комплектом и если у нас про аппликации дискаркалил, брати бесплатно. Тут какие-то. Я у нас как мама боец, я говорю, сокупаю для аппликации лапуркальку бич клетки конкретно. Что я у нас пендрою. И сокупаю я у фак. Что под фак аста гратис? Ну вот под спонем, как прокарали. Это самое каркисте. Но и сентябрь. И энтузиаст. Deci noi încercăm să găsim bani ca să realizăm lucrurile pentru necesitățile comune. Dar posibilitățile noastre nu dezgrăbesc. Dar chestia asta se poate de hotărât în principiu. Adică se poate discuta și de văzut care e posibilitatea. Eu sunt de acord. Nistruvăr. Asta e la Copanca. Am fost. Și aici este la Tormaza. Dar noi, dar aici nu am pus fotografie de la... Am învăcat. Să spuneți o dată, de ce este ori? Что вы говорите, эти меандры, которые не отделены вот этого, я это имею в виду? Значит так. Или что? Представьте себе, что раньше вместо... А, ну это я слышал, просто вы не определили, что это вор. Инструор. Его местное название. Его местное название, он отделился как старец, я помню, и вот это на протяжении 36-40 километров он отделился от основного нового русла как-то, да? Вот. Вот это инициативно. Да, что я читал за узкий вор? А ну, ведь че кесть? Ясно. Я только локалничек, но я тут фост керченьва, колом батранел корреспондент, здесь елый вор, пенчка, а мне же сказал, ну, вор. Ele foarte șerpuiți. Eu am șerpuiți în vreo 5 de numire. 5 e explicația de la. 5 de numire. Mistru Orb, eu am dat de această denumire, care este și mai, hai să zicem așa, puțin gramă. Deci pentru că alta este Mistru Orb, alta este Mistru Chior
Și altele sunt nou denumirea legate de este comisie, de exemplu, Adana. Nu ai să înțelegi că asta e vorba de o stareță a Adana, da? Adana. Și este doi frați, încă cu ceva cu J, este, deci denumirile este. Deci așa vă zic, deci denumirile sunt multe, ele sunt foarte fragmentate, pentru că într-un sat se numește într-un fel, în alt sat se numește în altfel, și așa mai departe. De asta și este important să le iei pe toate în complex, ca să-ți dai seama cât de variată este această denumire. Deci noi le avem de la pe teritoriul localității Copanca, Valea Verde, Grădinița, Culeuntea, Talmaza și Ciobărciu. Deci toate porțiunile este. Acum, în diferite perioade, ele sunt pline, sunt mai puțin la apă, unele porțiuni chiar seacă de atâta pentru că deja nu le întreține nimeni. Adevărat este că în această zonă noi am avut posibilitatea să observăm un... să avem o abordare foarte... Hai să zicem așa, specific a autorităților. Deci unii consideră că asta este ca un bazin în care poți lua apă și uda. Alții spun că el are un potențial, care noi l-am folosit odată pentru turism. Deci noi și acum avem o bază de odihnă care este în parajină, pentru că nu găsește nimeni chiar în Lumutea, chiar primal. Deci într-o zonă foarte pitorească. Dar nu am mai avut încă două asemenea locații pe ministrul Orb, care spune chiar în pădurea turcească, grădină turcească, care datorită unor inundații a fost strămutată, și alta în zona stâncă, deci mai la vale de... între Talmaza și Leunghe, 300 de locuri de cazare. Eu personal, noi trăim în satul de alături, venim acolo, Miscădarmă, este o ordine, copilărie, nu e toate. Vine piese, totuși, mai fac 7 km. Deci, cu bicicleta asta nu este o problemă. Respectiv, asta este potențialul care ar putea fi restabilit. Dar eu nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să spun că sunt două abordări diferite. O folosim ca bazin sau o folosim ca spațiu turistic. Noi suntem din categorii cei care o promovăm ca un spațiu care poate fi restabilit. Oamenii sunt mult mai pragmatici. Vedeți să facem ca să aibă un cap de popșoi? Nu poți să stigă așa ușor. Și popșoi mic? Da, și când vii, spun, dar cine ai gătit aici așa, eu spun, nu am dat la clavă. Deci, respectiv, abordarea asta nu mai merge când vii doar cu așteptări. Păi de ce aici am spus așa? De aici așa, Noi ne-am coborât mai jos, abordarea noastră, și noi vrem chiar să ajutăm cu soluții reale. Deci, știind de această dichotomie a abordărilor, ce ați propune dumneavoastră? Nu știu. Mă gândesc că nu mă voi de o pauză și tot nimic de A eu слушал, не могу понять. Нет, ну вопрос такой. Это же в принципе элементарно, правильно? Это все решаемо и очень... Через кузов мы имеем зечи минуты, но поставим массу. Это дорого поставить везде мусорки, вот везде, где... А часто зоны у нас приходится элаборация по моему стратегии. Если я говорю о Софии, ку инкоординальку стратегии, а если я акума предупреждаю, да, то именно это будет шума, вы требуете сыграть по пуле. А вот я требую с пункта 3 объектив специфик мажор, когда есть индриптария бенефичевой din activitatea industriei turismului către, către regiunile teritoriale și вот эти зоны девятся, сады, ураши, шамадикаты. И тот, кто чем убит на акуму, у нас это убит, ну, в пункт ведения экономик. Говорят, мы его сопострем. Какая стратегия приведет к Софии индустрии туризма рамбо стратегии катедры экономии? А с концами мут сулишт, мут винит. Вами на часть территории сотряска дин туризм. Видите, я убил до сел указы,
oaspeți, nu știu ce, acolo un festival să organizeze, care o să aducă un vin de povară sau de mâncăru sau de un pește special. Și eu să pot că, ce am discutat noi acum, dumneavoastră aveți foarte, foarte atent, noi să păstrăm toate aceste locuri și în același timp dezvoltarea turismului, ca idee ce este programul țării, în sens că s-a ducă venit. Trebuie de găsit Золотую середину. Золотую середину, да. Поэтому я говорю, что в первую очередь, я нам алзит какая-то локалитета, чем не вазенцара, софи, у нас есть скорпионе. Коллаборация, стратегия, у нее локалитет. Вы почасто тут будут равняться с стандартами. Сейчас ценить куражош, браво, я усвоила, это очень важно. Și, într-adevăr, trebuie să fie toate. Noi acum vorbim despre râu, dar eu vreau să mă întorc însă și la zonă, pentru că dumneavoastră nu cuprindeți numai râu, fiindcă a spus zona, zona Ștefan Bode, faceți strategie pentru zona Ștefan Bode. Zona Ștefan Bode este ca vinul, cea mai bună din cei. Purcari, terariumul e cel mai scump din lume. Putem să spunem că vinul se apreciază după calitate. Socot că, acum am vorbit așa, direcționat spre ecologie, dar programul dezvoltării turismului trebuie să privadă multe, lateral, toate aspectele care pot, a turismului care pot să aducă venit aceste zone. Și să nu fie unilateral. Puțin în denumire pe mine m-a șocat faptul că merge așa, ecologic, gastronomic, cultural. Cultural, ați spus, în sfârșit, cel puțin gastronomic trebuie să fie al treilea. Странно очень путин. Астрономики он шарит свет. Я прав, но я скажу, как культура тут уж мой, мой, кумва, дым, фонды, я знаю. Я знаю, культура, как сумма кумва. Экологик, гастрономик, культурал. Так, нет, не то. Да, наверное, культурный суд. Вы сидите с браво, вы фачите он лукру экстраординар, что вы целегать шику зоне очистки. Un potențial este și în insula aceasta care vreau să spus cea mai mare, unicală. Ca, bravo că ți-a organizat organizația obștească, care va fi ca un manager, am înțeles, a proiectului. Și după cât eu văd, în zonele acestea ecologice, că dumneavoastră viețile păstrați și asta este normal, noi prea mult am vorbit, dar am spus că totuși strategia asta mai largă, noțiune. Totuși, ghizii să fie din asociație, care să fie licențiați sau că, cum spune, administrația publică locală să permită numai ghizii pe care o să-i accepte asociația obștească care și-a luat acest drept sau această funcție, misiuni foarte importante de, de aceste lucruri. Eu să pot că așa, dar așa, vreau să cât de mult nu o să-mi povestiți, eu n-am să intru cât un om, biolog, geograf, care de multe ori a vizitat, totuși trebuie să fie ghizi al teritoriului, local, localnici. Și de localnici, de cutrieruri, care sunt patrioti și cunosc foarte bine aceste localități. Ceea ce privește, am spus despre legende. Turismul asta nu este geografie și istorie. Dacă mie îmi trebuiește lecții de geografie și istorie, eu mă duc la asta. Asta sunt emoții. Și să vreau să vă spun că, până în sfârșit, eu memorizez, nu știu cum alții, dar eu memorizez o istorie interesantă, cu o fabulă și dacă... Și asta e comercial. Turismul asta e comercial. El trebuie să fie atractiv și... Este interpretarea. Da. Interpretarea. O interpretare. Și trebuie și despre... Oamenii, și pentru mine e interesant cu o zonă unde și păsări și 950 de specii. Pe mine mă frapează că eu sunt. Și ca să fie o zonă unicală, trebuie de găsit într-adevăr locuri pentru tot că zese больше нигде, nu mai aici, nu mai asta, pentru că oamenii все-таки кидаются la așa, nu mai acolo, brand, așa este logic. Eu zic, așa că se zice, slavă, nici nu, n-am ajuns la sfârșit, dar уже. Agenția Investiției, Autoritatea Națională Executivă. Șefii noștri. Eu vreau să spun că în programul din Național pentru Turism pe care se referă doamna Cetana, acolo este un punct special pentru zonele rezervații naturale și poate integrat foarte bine zona aceasta. Da. Ca băstinaș? Da. Și un capital care este și regiunea Ștefan Bode, dacă putem integra cena aici. Și cuvântul Ștefan Bode trebuie legat și de asta, înseamnă că e Ștefan cel Mare, permanent de spus istorie. De ce își spune? Noi cu unilateral acum. El aici un mir.
El aici o numire, în maștate, 1484, o numire pe călavă de ciburțiu. Vezi cum te atât de istorie. Причем, обучаясь в моменте, кинув хвостплекала бы кости дела, дела срока, умеет потрясать нужно же нового. А? Да-да. Вот такие короги. Смотри, Дальбаре. Да. Какие шансы с этим принципе деконструировать умение мини, то есть язык, потому что у нас есть воспитатель про Гарлотрия, почему в музее био, пентро, Eu am un răspuns aici. Noi suntem alea cu mai ambițioși decât, pur și simplu, un muzeu. Mine, da? Noi avem. În Ștefan Vodă, muzeul verde, deci unicul muzeu verde, da, care, într-un fel, este axat pe valorile propriu-zise a acestui teritoriu interesant de vedere a florii și faunei, știind că în toate este 13 muzee, partea din natură este foarte prost reflectată. În toamna acestui an, noi vrem să facem pentru 7 muzee coșorul este cu informații despre valoare propriu-zis a zonei Ramsar, pe panouri de informative, astfel încât tu să ai posibilitatea să te documentezi în fiecare din aceste 7 despre valorile care sunt în această zonă. Dar discutăm de super prietenie, este ca de la profesionist la profesionist, la nivel de emoții, asta îmi place, asta nu îmi place, uite, asta într-adevăr trezește asemenea sentimente, aici mai trebuie este ca-tă zgușați craschi, ca-tă le dat iziumicul și tak dale. Dar, la un moment dat, ne dăm seama că, fără, așa cum ați observat dumneavoastră, fără o factologie foarte clară, exactă, noi nu avem fundamentul, unii trebuie să ne desfășurăm maestria noastră de ghid. Iată din ce cauză, în următoarea jumătate de oră, eu presupun că vom face felul următor. Voi încerca să vă dau o informație compactă, verificată despre această destinație și următoarele vreo 15-20 de minute vom discuta propriu-zis strategie. Ci reieșind din această factologie și deja logica lucrurilor, nu percepția noastră în baza unor fotografii, dar în urma analizei unui material factologic, noi reușim să propunem sugestii pentru această strategie. Iată din ce cauză eu aș începe cu o totalizare. Dacă este să vorbim despre atracții naturale în această zonă, deci uitați-vă, noi avem aici o zonă Ramsar, una din cele 3 zone Ramsar, cu statut de importanță internațională în Republica Moldova. Avem aici 3 rezervații naturale, avem 3 monumente ale naturii, 9 parcuri și scuaruri care sunt amenajate, avem arbori seculari și toate acestea împreună fac nucleele unei rețele ecologice care este trecut la nivelul unor amenajări, hai să spunem așa, deci planificate pentru următorii 25 de ani, cum ar trebui țara noastră să se dezvolte din punct de vedere teritorial. Este un lucru. Al doilea, noi aici avem câteva lucruri excepționale din punct de vedere a zonelor naturale, dar care sunt mai puțin cunoscute, mai puțin valorificate din punct de vedere a transmiterii acestei informații. Vorbeam despre grădina turcească, una dintre primele arii naturale protejate din Europa. Vorbesc de pădurea împărătească care a fost plantată în urma unui eveniment istoric. Vorbesc de unica mlaștină din Moldova, mlaștina Togai. Vorbesc de grădinile medici, o colecție de arbori fructiferi din secolul 16, din secolul 19 din Popiască și vorbesc câteva deci, elemente care sunt preluate și protejate în această zonă ca deci, această colecții sau salbă de bijuterii în jurul căruia noi am vrea să dezvoltăm deci, turismul. Totodată, avem Nistru. După cum am spus, aici el este navigabil pe această porțiune, dar adevărat pe anumite segmente avem careva blocaje. Avem 12 plaje, avem 22 de zone de odihnă locală. În paragină, lăsate, abandonate, distruse, încărcate cu gunoi, folosite doar de cine a dat Dumnezeu și așa mai departe. Cum le reintegrăm în sistemul turistic de deservire a oaspeților pe acest teritoriu? Este o întrebare. Mai departe, ce mai avem noi aici? O suprapunere a mai multor civilizații.
Haideți să trecem în, de-a rândul. Avem vestigii antici care s-au păstrat și pot fi văzute. E vorba de valul Traian care ajunge până la Coporca, dar este vorba și de un val nou care puțin dintre dumneavoastră știe, un val de protecție de la Coporca până la Cetatea Albă, de-a lungul Nistrului care se numea Valul Zmeului. Adevărat că avem doar câteva segmente și doar câteva articole științifice despre dânsul. Așa, mai departe, avem 7 orașe și cetăți, dintre care și antice și medievale, avem fortificații de pământ getice, un oraș antic dispărut, vestigiile unei cetăți medievale, cum este cetatea lui Iurghici de la Palanca, și târgul din Pălcălăbii, deci Ciobârciu, avem 41 de situri arheologice în perimetrul acestor 13 localități, avem localități vechi de la începutul secolului 15, 1410, și Olăneștiu, și Palanca, și ori Copanca, ori Răsfeiești, deci ceva din zona asta, dar recent ați văzut că au fost descoperite careva materiale, deja publicate, că Ciobârciu este mult mai vechi de această dată, 1361. Ceea ce arată că este o zonă în care a fost populată permanent din perioada din care noi păstrăm anumite documente istorice, în baza care putem să ne facem o concluzie despre modul în care trăiau oamenii aici, comunicau, deci interacționau la această zonă de confluență a cel puțin două culturi în diferite perioade. Odată cu tătărimea, pentru că până aici ajungea Tărtaria, și altă dată cu zona slavă, de influență slavă, după 1774, pace de la Cainarzic, când s-a mutată cu aceea hotarele. Deci, respectiv, avem celebrul drum moldovinesc de-a lungul Nistrului, avem 10 biserici, monumente de cultură de importanță națională și locale care sunt în registrul monumentelor. Nu mă refer la biserica din Căușeni, pentru că ea este prin afara, deci în imediat apropiere acestei zone, dar, după cum vă ziceam, aici avem cel puțin 5 stiluri de construcție a bisericilor, cum este, de exemplu, cea din Clopștubei, care este construită după un model italian, iar biserica din Tudora, Sfântul Averchii, deci este cea mai veche biserică din zonă. Asta este că pe lângă cele 7 vinării despre care noi știm că sunt celebre, cunoscute, cel puțin 3 dintre dânsele, da? Repetăm. Urcarea, etc. Și cea din grădiniță care se consideră, deci formatorii propriu-zis a elementului ăsta, vitivinicul din teroarul Ștefavodă. Ah, sunt 7. Și ați văzut că unele dintre ele încet, încet, încep să crească. Eu amintesc că au existat aici 15 din zavoduri. Dar care Hasania acum lucrează? Asta este, că el nu este în zona Ramsar. Este alături. Da. Așa, totodată, haideți să vedem ce avem noi la nivel de comunități în această zonă. Noi avem 21 de comunități care au păstrat această tradiție și suprapunerea diferitor culturi în această zonă. Vă dați seama, deci 13 muzee locale, formațiuni folclorice în fiecare comunitate care exploatează tradiția locală și încearcă să facă lucrurile astea într-un mod deosebit. Deosebit este și festivalul Persicului. Deosebit este și festivalul în Poiana Dorului de la Popeasca. Deosebit este și festivalul care, începând din acest an, va fi promovat în Ștefan Vodă, este Festivalul Legendelor Populare. Da? Deci, deși și vă ziceam, da, bucătărie vă dați seama, deci la confluența diferitor civilizații nu este posibil ca să nu este. Dar vă dați seama ce feluri de pește este aici, atunci prima ilie o păstra. Ce vă tot costă? Da. Deci, iată din ce cauză, haideți să facem o mică totalizare. Potențial există. C-
cât de cât informații despre valoarea lui există. Adevărat că subțioară undeva la vreun savant, la vreun arheolog, la vreun care pasionat local, care știe despre parcul din grădinița, tot. Are și proiectul tehnic, are și modul de restaurare și așa mai departe. Dar el nu ajunge până la oaspeții noștri. Întrebarea, cum facem ca informația asta răzlețită, valorile astea care sunt răzlețite, dar relativ compact, cu sute, parcă, pe acest drum medieval de-a lungul Nistrului, noi să-l valorificăm. Ei, pentru că cineva vorbea, este totul bine, este tot important, este interesant, plin de istorie, plin de natură și așa mai departe, logistica. Logistica e problema cea mai mare. Dar numai aici e problema cea mai mare. Nu e să locuim. Ai văzut? Asta este. Poate dacă nu putem schimba noi acum logistica, haideți să vedem cum acele crâmpeie de facilități le exteriorizăm capacitățile lor să primească și alte categorii de oaspeți. Și în alt format podate acest produs. E ca pe drugomul podate ca să le unim între dânsele, pentru că fiecare este atomizat. Fiecare dacă face un lucru, mai puțin cooperează cu ceilalți. Haideți să vedem modalitatea de a le spune lor o propunere neutră venită din partea celor care efectiv comunică cu oaspetele. Cea mai mare problemă în loc și se face la urmă, cultură. La urmă, am zis că noi dăm informația compact după care discutăm. Okay. Noi eu vă încarc cu logică, cu blocuri de astea care să ne permite, în baza lor, să ne dăm seama. Deci noi avem un dezechilibru. Valori, zero informația ajunsă până la turist, facilități dintre cele mai scumpe în Moldova, dar sunt și mai ieftine, da? Dar care nu sunt valorificate de către noi ca și vizitatori, care nu tot timpul avem banii ăștia și nu tot timpul știm despre ofertele propriu-zise acestor facilități. Care sunt? Bineînțeles, purcare. Spune cineva că deservirea la purcare nu este de calitate, nu este suficient de bună pentru ca să deservească grupuri și selecte, dar și să localizeze seminare, să organizeze diferite deci întruniri, degustații și așa mai departe. Cine a spus că purcare nu este? Păi nu, doar eu pun așa o întrebare... Tot eu relachet cu așa întrebări. Da, dar tot eu o să mănânc bătaie. Da. Asta e simbol, totuși, știi? Și nu e cum s-ar spune. Dar ți-o observat că am pus-o în 1827. Așa. Totodată avem și concurența care apare. Nu este exclus. Nu este exclus. Așa cum arată documentele, ca vinărie din grădiniță să fie la fel de veche. Dar unii liguri spun că poate fi chiar mai veche decât cea din Brucar. Este important că amândouă sunt aici. Și atunci, competiția asta noi trebuie să o ducem spre unde? La nivelul consumatorului, care să aibă ambiția să mai arăt și acolo și acolo. Da, foarte corect. Dacă noi reușim lucrurile astea să-l facem, n-am înțeles nimeni. Înțelegeți? Dar totodată, atrageți atenție că este mai tinerii care nu au bază de asta istorică foarte mare, sunt la fel de eficiență, datorită ce tehnologiilor care le folosesc în deservire, în marketing, în modul de a atrage și prezenta deosebitul dintre ei. Este unica vinărie cu aeroport. Da, dar nu mai răzbați la dânsă niciodată. Bineînțeles, cum am spus, mențiunile pe urmă. Doar să spun că stăm într-o zonă, vorbim despre o zonă care deja are această abordare de deservire tehnologizată a oaspetelui, a această capacitate de a deservi grupuri din categoria premium, dar și vedem cum are loc o creștere a acestei competiții între dânsii, lucru care va aduce la diversificarea produsului local și în același timp va aduce la o capacitate de a asocia în jurul lor
în baza traseilor locale și alți mici producători de servicii, bunuri și așa mai departe. Deci, bineînțeles că acest lucru este în timp și acest lucru nu se produce de la sine. Lucrul ăsta trebuie este într-un fel deci, ordonat și coordonat, dacă vreți, în așa fel încât acest lucru chiar se întâmplă în timpul generației noastre. Noi acum trăim. Respectiv, bine zis dumneavoastră, acum trebuie să-l facem, acum trebuie să-l diversificăm. Propunerea dumneavoastră în acest sens ar fi util. Totodată, ați observat hotelul care s-a îmbunătățit deci, în această perioadă. Agropensiuni. Toate agropensiunile astea, de aici, toate, exploatează ce? Ineditul local. Aici se face în stuf. Altul exploatează casa vieții și conceptul este de casa vieții și așa mai departe. Ați observat că nu merg oamenii pe șabloane. Oamenii își caută originalul lor. Bravo! Bravo! Mai multe de astea. Atâta. Doar că, într-adevăr, după cum observați dumneavoastră, deci o zonă cu atâta potențial, deci difuz, de-a lungul Nistrului, practic toate localitățile sunt de-a lungul Nistrului și noi avem doar două, trei locații, este cam puțin. Există acest potențial de creștere și noi vrem să-l surprindem cumva ca să îl trecem și în strategie de dezvoltare a turismului în zona Ramsar. Viziunea Casa Vechi, probabil, că vedeți dumneavoastră, cât de frumos miroase aici. Buturista. Mie mi-a plăcut și m-a impresionat, exact așa ca și modul în care inedit exploatează, modul în care pot să facă din aer un eveniment, cum este, de exemplu, acest eveniment de împletit a florilor în timpul unei vizite a turistilor. Totodată, vorbeam că noi avem această suprapunere de tradiții care se exteriorizează prin elementele astea de folclor local, în primul rând, deci tot ceea ce înseamnă hrăbuțica locală, fiecare localitate tinde să se individualizeze prin elementele astea locale moștenite. Iată din ce cauză, una din localități și-a făcut și numerele la casă cu hrăbuțica locală. Da. Și ideea este preluată în viitor. Dar, din păcate, după cum observați dumneavoastră, muzeile noastre, oricum, sunt niște depozite de lucruri valoroase, dar care nu sunt interpretate. Omul care ajunge aici, el doar, dacă este cunoscător și este, deci se interesează cu elementele astea. Deci el cumva, parcă ar trebui cumva să interpretăm mai activ, mai interesant la urmă. Să interpretăm mai activ. Vă rog, scrieți asta. Eu vreau acum să scrieți. Și știți că este, scrieți, vă rog. Este important ca să încercăm să interpretăm aceste lucruri. Cum? Din păcate, trebuie să recunoaștem cât de bun ghiz noi avem în teritoriu, în spieță de colectare și comunicare cu elevii. Atât de rău, totuși, suntem la capitolul comunicare cu oaspeții care sunt din afara comunității, care nu sunt încă sensibili la elementele astea tradiționale și, din păcate, ei sunt în vârstă. Deci, vreți voi ghiz local. Dar până îi creștem, o parte de responsabilitate va fi pusă pe ghizii naționale care vor aduce aici oaspeți. Întrebarea este către dumneavoastră. Ce trebuie să facem noi, ca localnici de acolo, în așa fel încât voi să puteți interpretați deci, tradiția asta care aici s-a păstrat mai bine ca în alte părți, și s-o aduce și oaspeților noștri. Deci, pe urmă, s-o poate da, bineînțeles, pe urmă, ca eu vreau să mă ocniți, să mă ocniți, dar scrie, că eu n-am să pot să colectez informația. Poate după ce mă ocniți și puneți. Te rog. Următor. Ce avem, dar nu avem. Plajă. 12 plajă. 400 de metri pătrați, plajă din Vadul Vodă, jumătate de milion de cazări, anual. Și aici ai 12. Și nică. Da. Eu am
făcut așa o uite, ca să vă dați seama că de fapt e vorba oricum de o suprafață de câteva sute de câteva soci. Înțeleg? Deci el nu depășește un hectar plus minus. Deci iată din ce cauze. Important este să ne dăm seama că o plajă la distanța de jumătate de oră și 12 plajă într-o zonă excepțională din punct de vedere istoric, din punct de vedere a naturii, din punct de vedere a tradiției locale, bucătăriei locale și așa mai departe, la două ceasuri distanță. Stăm în paraziu. Burian. Unii și turiști sunt cine? Curier. Unii geurile care vin și promovează, hai, poate dezvoltăm turism și așa mai departe. Distanță, două ceasuri. Aduceți-vă aminte câte de astea stațiuni. Mergeți dumneavoastră de la aeroport până la dânsele două ceasuri și în care oamenii vin buluc. Și noi din 12 nu facem una, care să fie o oază pentru turismul din masă, ca să nu deranjăm altele. Dar să satisfacem această necesitate de alternativă pentru plajele care sunt supraaglomerate în alte parte a Nistrului. Bun, întrebare. Alte facilitate, după cum am spus, este zonele de odihnă, 22. Noi le-am numărat, știm unde și așa mai departe. Și la cine servește mine asta? La nimic. Faptul că eu vă spun că sunt 22 de zone în care vin mujicii din sac și fac șașlic, asta nu vă spun nimic. Logistica. Și totuși astea sunt niște zone care sunt bine amplasate, alese de către localnici de ani de zile, cu drumuri de acces, amplasate într-o parte a localității încât să fie posibil, cum s-ar spune, să te relaxezi. Da, unele dintre acestea, după cum vedeți, sunt deja încet, încet luate sub controlul unor antreprenori și aici este un camping, îl cunoașteți, probabil, da, nu știu, da. Deci, acum, haideți să vedem ce se întâmplă cu turismul. Din păcate, cum spuneam, zona este foarte sensibilă. Iată, ea este aici. Dar uitați-vă ce se întâmplă, din păcate, noi avem așa. Iată, uitați-vă, da? Deci, Căușeni, Bendel, Tiraspol, Slobozia, Ștefan Vodă, Beleaevka, Bielogorod-Dnistrovski, Odessa, Chișinău. Toate sunt orașe. Oameni care stau la bloc și au nevoie la doar 15-20 de minute. 15-20 de minute. Nu-i ca Chișinău. Două ceasă. La 15-20 de minute el vine aici. Vă dați seama, potențialul de devastare este enorm. Pur și simplu, tocmai datorită drumurilor proaste, lipsei de indicatoare și așa mai departe, noi mai reușim să salvăm zona asta și să vorbim acum doar cu specialiști despre potențialul ei. Vă dați seama că este suficient să îmbunătățește calitatea infrastructurii de acces și noi devastăm zona asta. Și asta trebuie să o înțelegem. Atât din ce cauză, sugestia din partea dumneavoastră ar fi cum am putea și să protejăm zona, și să aducem contingente selecte care apreciază calitatea tradiției, naturii și civilizației conservate în această zonă. Înțelegeți-vă? În același timp, trebuie să ne dăm seama că Chișinău are turistul din Chișinău are o așteptare față de această zonă pe care lucrați dumneavoastră. Deci contingentul care lucrați dumneavoastră. Cel din Ștefan Vod, din Căușeni, din Binder și din Tiraspol este un alt fel de turist. Turistul din Slobozia, Beleaevka, Odessa este un alt fel de turist. Deci respectiv abordări diferite, așteptări diferite, vă dați seama, pe de-o parte noi avem contingente suficient de largi de persoane pe care să le deservim, numai copiii sunt în orașele astea, copiii care ar putea și plătesc părinții pentru excursii, sunt foarte mulți. Și se găsesc la doar două ceasuri maximum de această zonă. Copiii de tăpi, că o bună parte dintre dumneavoastră fie lucrați acum cu copiii, grupurile copiii, fie ați început cariera cu deservirea grupurilor de ele. Deci, respectiv, vă dați seama că zona este suficient de bine amplasată din punct de vedere a consumatorului. În același timp, legat de asta, presiunea antropică despre care vorbea doamna Șmăgăleova. Deci, ea este acum, într-un fel, stăvilită doar datorită accesului relativ prost în zonă.
Dar asta, din păcate, civilizația se dezvoltă, drumurile au să se dezvolte, pentru că locale și au nevoie de drumul. Respectiv, cum protejăm această bijuterie? Sau o transformăm din nou într-o groapă de gunoi? Pentru că cam așa sunt transformate anuistă majoritatea destinațiilor din Moldova. Nu mai sunt destinații turistice în Moldova igienice, deci curate. Din păcate. Totodată spunem că noi avem niște oportunități foarte importante. În primul rând este una din cele trei zone Ramsar. Atenție! Cu administrații proprii. Deci toți 13 primari s-au adunat și au spus, noi vrem să facem aici turism. Noi avem bugete, noi avem acțiuni coordonate, noi avem administrații proprii. Deci nu vine cineva, nene din Chișinău care să rezolve lucrurile astea, să așteptăm cumva, poate ne intercalăm într-o strategie națională și așa mai departe. Aha, asta. Oamenii ăștia singuri își fac strategia de turism, dedică bugete și singuri administrează. Unde mai găsiți așa lucru în Moldova? Nu găsiți în altă parte. Deci, respectiv, iată, lor ce vrem să le facem această strategie ca ei să poată să administreze pe proprie responsabilitate, cu propriile resurse umane și financiare, această zonă. Nu este ușor, nimănui nu e ușor. Dar să știți că orice lucru e greu la început, după asta încet, încet merge. O altă oportunitate este că noi cooperăm la sud. Deci cooperăm cu ucrainenii, cooperăm, este o platformă de cooperare cu regiunea transnistreană, în așa fel încât turismul care încurajează mobilitatea. Deci nu separarea. Nu elementul ăsta agresiv de a impune diferențele, dar din contra, a exploata diferențele, pentru că este o diversitate. O diversitate care atrage și vrei să cunoști una, și a doua, și a treia, și a patra. Exact ca într-o degustație bună de vinuri. E gustat un fel de vin, după asta a doilea, după asta a treilea, după asta a patra. Înțelegeți? Exact același lucru se produce aici. Este posibil de produs aici. Atâta, doar că cam greu merg lucrurile. Așa, totodată, cum am spus, deci se va face parcul național, ministrul de jos, mai multe locații în care este evidentă prezența diferitor civilizații, și proiecte, multe proiecte comune cu ambele, deci cu localitățile din ambele părți a ministrului, în special începute și continuate de către o organizație foarte activă, care este Biotica în teritoriu, are foarte multe proiecte de astea comune și, iată, după cum ați văzut, încet, încet se asociază și alte organizații locale, iată, deci Renașterea Rurală, Asociația Dezvoltarea Turismului în Moldova, încet, încet noi vrem să lucrăm împreună. Capacitățile ONG-urilor sunt oricum reduse. Chiar dacă da, într-adevăr, capacitățile profesioniste, expertiză și așa mai departe, au migrat datorită faptului că lucrez în proiect, au migrat spre aceste ONG-uri. Și în teritoriu sunt mai puțini oameni care au capacitatea, hai să zicem așa, de a prelua și a duce proiectele până la bun sfârșit. Dar acesta doar ne face pe noi să muncim mai mult cu localnicii. Îndemnul este să riți și dumneavoastră în barcă. Să zicem că sunt două asociații de GIS, o asociație de patronat în domeniul turistic și mai sunt careva asociații. Da, asociații. O, iată, ai văzut, săriți în barcă, veniți cu propuneri, haideți să facem proiect ca să dezvoltăm această zonă, altfel o pierdem. V-am arătat, sincer, v-am arătat potențialul și v-am arătat cum se poate distrus o zonă. Tot într-un. Sau, пускай сюда всех, и у тебя будет что? Водолой воды. La fel nu suntem egoiști în a vă spune planurile noastre de viitor. Știu că mulți, într-un fel, sunt așa mai taciți față de cum vor dezvolta destinațiile în altă parte și așa mai departe, obsecțiune de intervarianță și așa mai departe. Eu nu sunt așa. Eu cred că, în felul următor, noi trebuie să fim foarte sincer cu profesioniștii din domeniu. Și vreau să spun că, într-adevăr, noi vrem să facem ca parcul Nistru de Jos fie cea mai importantă destinație ecoturistică din sud-estul Moldovei, dar chiar, poate, din Republica Moldova. Știu că este codru.
Știu că este tot de la prut. Știu că este prutul de jos. Da, da. Noi avem ambiția ca să ne poziționăm așa. Știu că așa e greu. Știu că alții se vor ridica și ei, dar cum așa? Noi vrem, noi vrem și așa mai departe. Ajutajul ăsta poate ne va ajuta ca măcar una dintre ăsta să devină flagmanul ecoturismului Moldova. Pentru că acum noi practic nu avem ecoturism în Moldova. Faptul că mergem cu 2-3 oameni, înțelegi, pe niște drumuri nemarcate și așa mai departe, cu bicicletele astea, nu este turism. Nu este turism. Omul care întreține ipoteca asta ecologică, spunem așa, el nu are din asta absolut nimic. Și noi vrem după asta ca să integrăm primarii care gestionează terenurile astea. Deci sistemul nu funcționează, pur și simplu, în principiu nu funcționează. Noi acum avem doar o mână de entuziaști care călătorește toată Moldova și postează fotografii frumoase. Ne-am pornit protejat. Iată din ce cauză. Eu gândesc că misiunea noastră, și v-am invitat pe dumneavoastră să săriți în căruța noastră, este ca să oferim o gamă variată și unicală de experiență pentru a cunoaște frumusețea Nistrului de jos, prin peisaje, atracții naturale, istorie de excepție și ospitalitate locală calitativă. Din toate astea care este, noi, partea slabă noastră este misiunea. Ospitalitate locală calitativă. Deci, din păcate, trebuie să lucrăm cu oamenii care avem. Deci, eu și vă îndemnăște pe dumneavoastră să fiți parte a acestui, ca să spunem așa, angajat care vine să arate ce este frumos în această destinație, ca și ghiz, ca și unigist care coordonați niște proiecte proprii și așa mai departe. Obiectivele strategice sunt 5. Dezvoltăm capacitățile instituționale. Atâta timp cât nu este cineva ca instituții care să coordoneze modul de dezvoltare acestei destinații, noi vom avea zero efect. Nu-i instituție, nu-i nică în destinație. Iată din ce cauză, o intenție noastră este să creăm aceste birouri de informație turistică, să creăm o structură care, un centru multifuncțional care să înceapă să coordoneze acest lucru. Deci, el deja este creat, atâta doar că el trebuie să deja împlut cu activități, proceduri, oameni care să poată să lucreze în interior și cu dânsii. Mai departe, valorificarea potențialului ecoturistic care se găsește în zonă. Bineînțeles, virgulă, gastronomic, virgulă, cultural, virgulă, sportiv, de care vreți. Dar mi se pare că elementul ăsta de bijuterie verde, foarte sensibilă, dar foarte bogată în floră și faună, este atât de important, încât aspectul ăsta verde noi trebuie să-l scoatem în evidență. Dezvoltarea capacităților umane. Fără oameni locali, nu facem nimic. Nu îi putem crește la Chișinău să-i ducem acolo, că el străia cu o sugeres. Am încercat cei care să aibă personal din vinării, da? Din Chișinău și să-l aducă acolo, periodic să lucreze și așa mai departe. Vedeți că până la urmă treaba asta nu dă efectul cuvenit. Iată din ce cauză, deci dezvoltarea capacităților umane este foarte importantă în teritoriu. Promovarea Nistrului de jos ca și destinație ecoturistică, deci un set de măsuri pentru a-l promova și a-l pune pe tapet și îmbunătățirea infrastructurii ecoturistice în zone. Anume, infrastructura ecoturistică, având în vedere grija față de mediu. Da, bineînțeles că construcții, canalizări, tot ce aici ține de drumuri, tot ce aici ține de facilități și așa mai departe, ele se fac, se vor face și așa mai departe. Ideea noastră este ca acest lucru să se facă cumva ordonat, având în vedere grija față de acest aspect despre care Petru a vorbit, ca și deci natură care este valoroasă, dar ea trebuie să fie protejată, dar și adusă în fața oamenilor care cu grijă supra ei. Punctele forte noi le știm, punctele slabe tot le știm. Dar haideți să vorbim despre punctele noastre forte. Deci, istoria bogată, are naturale protejate, Nistru și sate ospitaliere cu tradiție. Să luăm la rând. Acțiunile strategice și vrem noi să facem știind că avem istorie bogată. Deci, noi știm că avem 41 de situri arheologice. Avem valul lui Traian și celălalt val al Zmeului. Avem cetăți, avem personalități, avem muzee.
Deci, respectiv, aici sunt câteva idei de proiecte care ne gândim să le facem. Dumneavoastră veți primi toți această prezentare. În așa fel încât să aveți posibilitatea să reflectați într-un câmp cât de cât. Dar acum am nevoie, știu că doar puțin dintre dumneavoastră veți răspunde pe, și veți trimite ideile dumneavoastră, pentru că așa este natura omului. Bate serul cât e cald. Eu totuși insist că ideile dumneavoastră trășețele în acest chestionar pentru mine este esențial, nu pentru mine. Chiar dacă este esențial, eu trebuie să raportez în baza lor. Este esențial pentru oamenii ăștia care chiar au nădejde că datorită turismului o să dezvolte zona. Altfel, o pierde. Totodată, după cum am spus, avem arii naturale valoroase. Deci, am constatat, avem nucleie a rețelei ecologice naționale. Avem rețeaua de coridoare ecologice care sunt de-a lungul râulețelor astea din această zonă. Ia uitați-vă, este o rețea întreagă, vedeți, uite, toate este ea, este o rețea care închipuiți că o înverzește. În diferite proiecte, programe și așa mai departe, plantezi păduri. Vă dați seama și faci aici, faci o bijuterie. Și acest lucru este posibil. Avem floră și faună excepțională și vânătoare și pescuită din această zonă este bună, interesantă, captivantă și uneori enervantă, pentru că tocmai datorită unor relații neinstituționalizate, necoordonate până la urmă, nereglementate până la urmă, exact așa cum se fac în alte parcuri naționale, în care aici se poate de vânat, aici se poate de pescuit, dar aici nu se poate de vânat și nu se poate de pescuit. Deci acest lucru, amestecătura asta, trezește cel puțin două lucruri. Una este o neînțelegere din partea persoanelor care practică acest hobby și atunci vă dați seama, este parte din populație și atrag după dânsă o altă parte din populație, dar pe de altă parte, chiar dacă relațiile astea cumva se reglementează până la urmă, instituționalizarea lor, deci clarificarea lor este foarte importantă, pe ce este nevoie de intervenție. Am spus asta de fapt pentru că la un moment dat, o bună parte din deci asemenea documente vin la Agenția Investițiilor pentru a fi, deci îi se dă o notă de poziție, se poate sau nu se poate așa mai departe și vrem ca această sensibilitate a populației să fie transmisă și aici, pentru că orice instituție guvernamentală, atunci când dă avizul pentru un act care poate afecta acest lucru, să fie luat în considerare, pentru că nu afectează doar ministrul de jos. Și asta este important. Bardar, un vestit bardar. Deci, atunci când noi le punem toate lucrurile pe polișoară, noi avem de câștigat toți din asta. Iată, asta este ideea noastră. Haideți să le reglementăm în așa fel, încât lucrurile se meargă bine. Unde se poate de campat? Se poate. Unde se poate de făcut excursii? Se poate. Unde se poate de făcut trasee ecoturistice? Se poate. Unde nu se poate, scuzați, aveți o alternativă. Locurile marcate, locurile special amenajate și informația ghidată de către personalul care este instruit. Și partea ce ține de fluviu Nistru. Cum am spus, Nistru este aici cel mai bogat. Este cel mai bogat. Deci, noi aici avem și plajă, avem și debarcadere. Iată, uitați-vă, aici este de la Olănești. Ați fost? Da. Și noi avem câteva de asemenea, o rețea întreagă, în care este, deci îți dai seama, farbaterul este aici amenajat, drumurile de acces, bineînțeles, ele trebuie din paragina asta făcută ordine. Știți cum, ca o gospodină care intră în casa în care este leacă dezordine. Ce faci? Faci ordine în camera asta, după asta în camera asta, după asta în camera asta, după asta în camera asta, până la urmă ce ai făcut? Ai făcut ordine în toată casa. Deci nu trebuie să ne apucăm de toate lucrurile astea. Dar gândesc, iată, partea asta cu debarcadere, noi discutasem odată. Deci este importantă. Și anume, aici este bine de făcut și de început acest lucru. În altă parte în Moldova, noi nu mergem. Și nu este sens foarte mare, până când nu pui fundamentul aici. Totodată, după cum vedeți dumneavoastră, avem și partea asta din Nistru Orb, care este o meandră aparte, este o întindere de apă, cu un statut special, care la fel trebuie să fie exploatat. Și avem acest traseu naval, care ne-am gândit că ar putea cumva să fie promovat și dezvoltat în continuare. Totodată, și ultima,
ultimul plus care noi îl avem aici și știm că noi îl avem aici. Ei sunt satele ospitaliere care au cultura vinului, au bucătărie locală, au case tradiționale, au un set de evenimente locale puternic încadrate în tradiția locului, în tot ce înseamnă, deci, expresia asta etnografică a oamenilor de aici. Și avem foarte multe colectivi artistice care trebuie să fie încadrate, care au păstrat, ei sunt păstrători, propriu-zis, acestor lucruri. Și până la urmă, uitați-vă și prezent un sat. Știți și dumneavoastră. Noi avem așa o vatră veche cu o biserică, noi avem un muzeu care conservează ceva, avem câteva elemente de rustic, avem câteva elemente de rustic, și cam atât. Haideți în baza lor, știind încărcătura valoroasă care el o au, în baza lor ca element demonstrat, să propunem, și aici dă start discuțiilor, să propunem sugestii cum autoritățile publice locale, încărcate și obosite de alte probleme, să facă în așa fel încât munca dumneavoastră ca ghiz, ca oameni care aduceți clienți în această zonă, ca oameni care sunteți zvenoul interpretativ numărul 1, fondul de aur a turismului, este referat. Să valorificăm și ei și vedem. Asta nu-i mai mult. O vatră veche, un muzeu, decor, elemente, casă tradițională și așa mai departe. Eu îmi scuze că v-am interzis în unii întrebări, pentru că am vrut ca acest discurs să fie cap-coadă cât se poate de scurt, ca să putem acum, în complex, știind problema, știind valoarea și știind că, de fapt, și dumneavoastră coparticipați în promovarea acestei destinații, exact așa cum oricare altă destinație, care ar fi rolul și rostul expertizei dumneavoastră în strategia noastră. Spun cu alte cuvinte? Și ceva trebuie și cu spărgător de gheață. Da, vreau să așa de multe idei și așa de multe informații. Poate eu să încep și până să continuă. Da, da, da. Totuși eu vreau să vă spun, gândurile mele. Eu am fost la un congres unde au fost galbele, благодаря Светлане Ивановне. И мне очень это напомнило, в принципе, принцип создания галб. То есть, когда определенная качественность или человеколитец соунит ко идее. Что так сокум си примешно? Я чему тем, че сентрема Республика Молдова. Фикаре вини кучева проекты сепарати. Чинева вини витори проекту полонеза винит ку галбы, лидер, программе «Вести лидер». Уну вини ку стратегия статулуй, алзи вини ку проект «Випил де Рамсар» и тате честя. Eu totuși mă gândesc că trebuie să deporni de la o logică și de la o... Totuși ceva să fie, cum să vă spun, nu haotic, dar totuși rău sau bine să ne aducem, toate că nu vă place, la programul acesta național care o să fie aprobat 20-25 de dezvoltare a turismului. Și ce este acolo? Că vor fi determinate zone de interes de național, unde și vor fi investiții. Asta mi-e pare că idee care dumneavoastră trebuie să nu îi separați local să soluționați prin câteva fonduri, dar să ridicați la nivel de stat, prin intermediul acestui program aprobat, ca proiectul acesta Ramsar, să intre ca unul din top acele localități turistice, destinații unde statul va investi și statul din stat va pune că da, acest proiect pentru noi este interesant. Înseamnă că conform acestui proiect să intrați în topul acestor destinații turistice unde asta și o să fie cumva la nivel de agenție, la nivel de Minister de Economie, vor fi aceste 10 sau 12, 14 zone unde statul știe că nu peste tot, dar acestea el va investi. Eu să pot că asta este primul punct și foarte important, ca să nu vă separați de sinistrător. Să căutați în primul rând într-un râu comun și tot potențialul pe care îl dă
Am vorbit cu Petru. Petru mi-a omulit foarte multe lucruri. Eu pe am înțeles greșelile mele care sunt, au fost, înțelegeam o zonă, un raion, aceste trei cu toate principiile. Ambițiile sunt clare, emoțiile am simțit. Aveți toate șanse să deveniți că nu scris aici, că puteți să deveniți un proiect pilot, un proiect exemplu, un proiect primul. Și să fiți așa, să atingeți multe scopuri. Și în momentate acestea, noi pe dumneavoastră cred că putem să vă ajutăm. Ce vreau să vă spun? Tot ce este în program, dar trebuie să cumva să-l adaptați la ideile. Parteneriat public-privat. Tot timpul se vorbește despre aceste momente și ele vor fi când statul va da unele, cum a spus, plajă. Plajă atunci când, dacă o să fie privată, prin proiect public-privat, va fi dată de pildă unei persoane. El și va gestiona acest punct corespunzător. În sens că asta iar ne legăm cu programul statului. Despre gauri am vorbit, despre aceste ce am numit. Dar eu am să ne întorc la unele. Ce pe mine m-a... Eu ultimul timp am axat pe unele... asta este sungură, nu pur și simplu am rezist la nivel internațional. Pe mine primim mai mult timp turiști internaționali. Pentru că eu văd un potențial mai mult intern, extraordinar, pentru valorificare locală. Eu tot mă gândesc la potențial internațional. Și aici, cum lucrez cu categorii, cum este în lume. Și ei totuși merg pe baza rutelor brand. În sens că, de pildă în Franța, ruta Napoleon, omul se orientează nu pe zonă sau ceva. Și dacă dumneavoastră, de pildă cum eu, cu traseul acesta vechi, va fi numit cumva un brand care va intra și va fi, el va fi concurentospasovnic. Deodată tu pe dânsul îl cunoști și ție ți-e interesant. Mie îmi pare că aceste puncte tot o să fie foarte... Eu pe baza festivalelor, foarte mi-a plăcut festivalul legendelor populare. Asta a fost pentru mine, dar vă spun, extraordinar, pentru că ați văzut cum, pe mine general legendele mă interesează, ele sunt. Și câte multe de căutat așa, păpușe, niște uzori căchită, sau niște lucruri, că a fost acum urmă, acum covoarele care cu nopți se fac la felești. Ceva unical, lucruri unicale care sunt, nu se mai repetă, sau de fapt, acolo este patria la aceste ceva. Și fiecare are, acesta trebuie de studiat, văzut toate aceste lucruri. Deja instrument dat de agenție de investiții. Trebuie introdus aceste registre, de folosit orice posibilitate de să se promoveze. Mm-hmm. Eu să pot aceasta. Ok, mersi. Și mie îmi pare că este bută formina ca pachete, când vorbim așa în general, dar crearea unei rute, iată de pildă, eu de dimineață până seara, mă duc așa. Văd, de pildă, muzeul în satul Tudoră, văd vinăria asta, văd, nu știu ce, 3-4 obiective. Și asta îmi timp ca să fie cât eu pot într-o zi să vizionez și să calitativ. Și de tot spres, asta deja iar transferul din emoții în comercial. Da, în ofertă. În ofertă. Și plus la asta, mie îmi pare că dumneavoastră de mână știți spus că emoțiile și cu primarii. De ce asta vreau să rezolv? Totuși, am văzut foarte multe, dar și vrea mai mult din punct de vedere economic. Cum investiția asta în satul acesta, plajă, nu știu ce, nu știu, cât să se atragă turiști, cât să fie venit, ce... Atunci, parcă asta este o motivare și mai mare economică, al dezvoltării. Mi-am pus câteva propuneri privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru locațiile astea turiști în componența care... Da, și în mâncările de pește a fost o foarte interesantă idee, că așa... De pildă, ciorbă de pește, poți să mănânci numai acolo, sau de pildă, ricete, inidite, asta tot este foarte atrăgător. Da, așa. În general, asta ce este, dacă... Ciorbă de pește, nu e foarte atrăgător. Nu știu ciorbă de ciocată, nu-mi stai cum asta. Sau cum se face? Bun. Nu știu, poate că așa. Bun. Mersi, eu practic ne-am notat foarte multe idei.
O să vedem, dar totuși propunerea este ca să completați acest chestionar, pentru că eu am zis, eu am nevoie să datele să fie acolo. Pentru vreau să răspundă la întrebare de altă. Da, spuneți despre ei. Doamne Svetlana, am vrut să-i dau două replici. Da. Una referitor la programul de stat. Mm-hmm. În planul de acțiune a Guvernului este crearea Parcului Național de Strădijos, deja. Una. Mi-sunteți bravo! Doi. Anume, prin crearea Parcului Național, noi ajungem la acea persoană juridică care va fi responsabilă de gestionarea acestor plaje, complexe ecologice și așa mai departe. Și al doilea lucru care este exact din acest context este că în Planul Național de Dezvoltare a Turismului este delimitat foarte clar dezvoltarea zonei noastre mai de jos, atât pe filiera deci unei destinații aparte, concrete, cu potențial de dezvoltare major, dar și pe filiera turismului vitivinicol. Deci noi avem acolo în cel puțin trei locuri, ca și zonificare. Și răspundul dumneavoastră. Deci, da, într-adevăr, în zona asta noi avem foarte multe păsări, deci, care sunt rare în restul Republicii Moldova și vorbim în primul rând că sigla noastră a ministrului de jos este cocul stâlpul negru. Eu despre asta și-am întrebat, pentru că asta e mascota noastră de bază, cei care poți fi. Pentru că asta e răspunsul la întrebarea Svetlanei în privința cei care... Brandul și așa mai este o chestie, că în zona ministrului orb, deci în această este, cum spuneam, s-o păstrat flora și fauna din, din hai să spunem așa, aqua cultura sau, cum zis, habitatul ăsta din secolul XIX. Chiar dacă celelalte specii s-au modificat în funcție de ecologie, de diferite influențe și așa mai departe, pentru că lumea se dezvoltă, noi nu observăm, dar speciile se modifică. Deci acolo totuși are loc o asemenea, cum să zici, deci păstrare a unei categorii de specii care încet încet tind spre a deveni endemice. Endemice asta înseamnă că doar acolo. Deci ea, pe de o parte noi le cercetăm, pe de altă parte, atât timp cât nu există o instituție care să poată asigura respectarea propuzesc protecție acestor specii, nouă ne vine foarte greu să fim foarte vocali în acest sens, deci cauză. Pentru că în momentul în care noi spunem că este un pește rar, da? Și vine un nene pescar, și noi nu mai vedem asta. Pentru dânsul de prăjit, ori știuca, ori peștele noastre, este indiferent. Iată, din ce cauză noi suntem mai atenți cu aceste elemente. Într-adevăr, a fost produsă Cartea Roșie a raionului Ștefan Vodă, în care toate speciile care trebuie să protejate sunt făcute. Pentru fiecare școală, noi am făcut panouri informative în care am arătat speciile acestea sunt protejate. Și este în fiecare școală panouri informative cu fotografia speciei. Și credeți că copiii când prind pește îi le dau drumul înapoi din cauza că e specie protejată? Da, dar să nu este în afaci ceva. Stăm cu mâine în șoldă tot. Mai un vopros. Насколько вот нам как гидам, конечно, надо бы знать, все-таки год длинный и лето, и зима отличаются друг от друга, хоть в этом году не было зимы все равно. То есть на что упор? Осень. Ясно, что в Хуркары можно ехать зимой, летом, весной, осенью. А вот какие туристические объекты лучше зимой предлагать, связанные с традициями? Что, на что лучше упор летом, что весной, там было очень красиво. Можно еще поехать. Бенецелес, как часто зона, есть у зоны, которая есть промывата периода de sezon turistic, adică de sezon cald. Din ce cauze? Pentru că natura este de la floare până la frunza galbenă. Deci ea este interesantă, peizajul sunt diferite și așa mai departe. Mai mult ca atât, unele elemente noi le putem extinde și în perioada de extrasezon. Sunt cele etnografice. Cum sunt etnografice și sunt cele sportive. Eu amintesc că în zona Turunciucului, mult timp la rând, a existat festivalul turismului sportiv din Republica Moldova. Deci acolo erau baideri și așa mai departe. Era toamna târzie. Deci, bineînțeles că având această suprapunere cu tradiția locală, care este foarte bogată în perioada toamna-iarna,
primăvara. Deci, bineînțeles că asta este un potențial ca noi să-i extindem acest sezon de vizite. Voi aveți nevoie și de lista tuturor festivalurilor locale. Concret, după date, concret, e ca să-i super. Pentru că noi problema una dintre cele mai mari și apropo agenției de investiții tot e la curent, la noi chiar anul trecut, când au fost toate acestea, o grămadă de festivaluri la noi în vreună și așa ești zis. Chiar și anul este în agenda culturală. Anul este tot o coincis, dar mai puțin. Dar anul trecut a bătut jos. Câte o luni de zile nu era niciun festival și pe urmă într-o sâmbătă, în 10 localități, unul și așa festival. Problema o cunosc, noi am încercat să punem în toate ghidurile noastre. Pentru zona asta, o anexă care se numește evenimentele locale, cu date, locații și semnificația evenimentului. Un site, un pagină Facebook. Este. Un alt problem pe care ne începem noi ca agenție de investiții este că poate nu sunt specialiști la Consiliul Regional de Ștefan Vodă, când am cerut ce evenimente, ce obiective turistice, mi-au dat doar câteva aplicări și etc. Dar nu mi-a dat cele care nu sunt cunoscute. Din sate nu dat nimic, nu știu ce e ce la turism. Da, mi-a dat doar restaurante de mânci cu mătrii și... Da, 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 v-am zis foarte bun. Eu un moment, vă zic că nici nu e doar ei mări, mă, la toate primările nu lucrează. Eu de atât așa v-am zis, eu anticipam o asemenea discuție, de atât așa v-am zis oameni buni. Haideți să facem ce e și putem acum, ce e și avem, cu oamenii care îi avem, să nu așteptăm de la dânsii mai mult decât pot. Dacă ei nu v-au dat nici mailor, nici evenimente, nici acestea, înseamnă că ei lucrul ăsta nu este prioritar pentru dânsii. Este mai degrabă parte din business-ul nostru. Haideți să vedem cum noi ne mobilizăm în așa fel încât să compensăm un soi de apatie care există acum în mediul rural în a se implica în proiecte de astea. Oamenii pot cluce săpatol. Dar noi care facem business în asta, voi, noi, care facem din asta, propriu zis, vânzări de pachete turistice, așa, care încercăm anul ăsta să facem business, care să facem da? Așa, deci să încercăm să vedem cum noi putem furniza soluții fezabile pentru situația asta. Noi nu putem schimba mentalitatea în 5 ani de zile cât ne propunem cu strategia asta. Noi nu putem să înlocuim Ministerul Culturii, Dezvoltării, deci, Educației și așa mai departe. Deci, pentru că noi nu avem instituții, eu nu am instituțiile la îndemână, care să educ oamenii, populația, elevii și așa mai departe, la un moment dat, hop, soroșul a iubit rodinul. Asta nu se face, asta trebuie să treacă o generație, două, până când se schimbă multe lucruri. Dar noi acum trebuie să valorificăm acest potențial. Știind asta și accentuând asta și la început ce este. Ia? Deci este cum am putea noi interveni, cu ce soluții am putea noi interveni, astfel încât lucrurile să fie măcar puțin îmbunătățite și folosite în folosul, deci în serviciul nostru care deservim această masă mare de vizitatori străini care ajung în teritoriul Republicii Moldova. Uitați-vă, da. Eu vreau să vă arăt acum ce vedem în acest. Iată imagine din mijloc unde sunt obiectele etnografice. Da. Uitați-vă, spuneți-mi mie care sunt din Republica Moldova, crescut în sat. Bun, eu acum sunt la Chișinău. Eu le găsesc și în vieciu bunicului. Corect. Deci, unde este greșeala aici și ce trebuie să facă? Muzeografii trebuie să fie instruiți. Muzeografii, nu muzeografii, nu vizii locale. Dar satul să investească, să facă un curs pentru muzeograf ca să poată valorifica corect ceea ce au. Ele nu sunt valorificate, ele sunt puse la întâmplare. Deci în momentul în care Cernobâlul ar fi putut rămâne un loc trist dacă nu exista un muzeograf care să gândească în mod spectaculos muzeul Cernobâlului. Și atunci aici trebuie și sunt copii
care pot vedea lucrurile și le face ca lume. Este nevoie de sprijinul muzeelor mari din Chișinău, care au experiență, nu trebuie să fie la lucru, dar au. Pe urmă, sunt muzeele, sunt parcurile naționale din România. Eu spun un exemplu, Parcul Național Ceahlău, care are inclusiv pentru copii deschis capacul și miroși. Sau pui mâna și vezi cum este. Deci este o, este o țăca, din punct de vedere, eu am treabă cu ecologia din când în când și copiii. Ca să nu duci pe copil să tropăie, să nu facă drum din nou, îl poți aduce ceea ce el nu poate vedea, ceea ce noi ecologic trebuie să protejăm, putem aduce în interiorul muzeului. Zona de aici, și, de exemplu, ar fi loc, dar și eu știu că în zonă există. Acum am lucrat într-un proiect și lucrez acum într-un proiect cu Leon Teatin, valorificăm Leon Teatin pentru școală. Zona ar fi bună pentru un muzeu al albinelor, pentru că ei au albine acolo. Deci un muzeu al albinelor, eu nu spun de prisacă, dar muzeul al albinelor, sunt filmulețe video care pot fi făcute. De asemenea, eu cred că, eu nu știu cine, dumneavoastră, probabil, agenția de turism, trebuie să lucreze cu proiecte școlare. Profesori de biologie, profesori de geografie, profesori de istorie, profesori care fac ecologie, ca ei, probabil să fie antrenat și Ministerul Educației sau Direcția de Învățământ, Ștefan Vodă, Chișinău, care să propună studii de caz. Și atunci studiile de caz, ca bune practici, să fie preluate de către zonă. Nu știu, școala din zonă, muzeele care propun tot felul de chestii. Am vrut să vă întreb dacă există colaborare între zona de aici și Universitatea din Tiraspol. Pe partea dreaptă sau partea stângă? Nu, Universitatea din Tiraspol care este la Chișinău. Pentru că ei au istorie și geografie. Da. Deci și Universitatea Creangă. Și ei, ca facultate de geografie, și-ar putea consuma mare parte proiectele, cele cel puțin legate de hidrologie, de zona de aici. Da. Pe urmă, cred că ar fi frumos dacă, iarăși nu știu cine, să acceseze oamenii de știință din mai multe domenii. De exemplu, istoricii care se lucreze cu etimologia termenilor a zonei. Deci este nevoie, sau hidrologic, este nevoie totuși de o bază științifică a zonei, ca ei să dea această bază de cunoaștere pentru ghizi. Pe urmă, până se fac ghizii locali, care sunt cei mai buni și ei dau colorit zonei. Ghidul național trebuie să fie înarmat cu cunoaștere. El trebuie să aibă. Bun, el dă o culoare prin farmecul personal, prin ceea ce este, dar el trebuie să aibă la înarmare ceva care să pornească în această zonă. Da. Eu am o singură întrebare. Da, da, zona în care se face plajă, ministrul este curat, eu spun de hidrologic curat, pentru că sanitar curat, pentru că eu, de exemplu, mă duc cu școala, da? Copii acolo. Spuneți-mi dacă vezi cineva garanții și există o certificare a calității. Dar eu aici pot să răspund 100%. Cu securitate. Nu pentru că nu se face. Nu este. Deci, nu că nu se face nici măcar în zonele jurisdicției naționale. Deci, da. Nimic, deci nu este nici administrat măcar. Deci în momentul în care nu este administrat, nu este cineva care să solicite acest lucru. Dar, dumneavoastră îmi datorați o întrebare. Ați vrut atunci să spuneți că eu vreau să intervin și eu v-am spus că nu. Eu de aici spuneam. Degeaba ele sunt frumoase. Degeaba ele sunt, dacă ele sunt puse pe sârmă, așa, ele sunt nevalorificate. La concret despre muzeul Necropas, pentru că chiar imaginea asta, ce eu am fost la muzeul ăsta de vreo 3 ori. Chiar doamna care a strâns, care le-a putut, nu mai țin minte, doamna Eugenia. Eugenia, exact.
Iar foarte puțină informație poate să dea în afară de faptul că iată, asta a fost ridicat de la doamna Octarie sau i-a fost cadou și cu atât în care s-a finisat. Aici trebuie... Nu m-am pur și simplu, iar atâta de... Eu pur și simplu cunosc mai des. Nu, e o doamnă foarte interesantă, dar este un moment. Structurat ar trebui să dai informația asta. Ea este... o are, dar nu reușește să o structureze. Iată, despre asta și se vorbește. Asta se numește că ghidul nu poate să dea informația coerent și corect la momentul dat. Plus la toate, muzeul din Cropmască, între el, sper că e un conflict, pentru că și aici ai trezare și acolo ai niște este, covoare și în partea celălalt niște obiecte și toate. Hai să zicem așa cum zicea domnul Viorel, că o leacă de bardac. Apoi că o leacă de bardac, el este. Macar că este strându-i sărmana foarte mult, într-adevăr. Plus la toate. Plus la toate. Într-adevăr. Plus la toate, fiecare ștergarele este, ele trebuie să fie păstrate la o anumită temperatură. La o anumită este... umiditate. Exact, umiditate, pentru că multe de cum aprind mucegai. Sunt ștergare care au peste 150 de ani și, de exemplu, plus la toate, fiecare element de ștergare îl are denumire. Doamna tot și mai mult pe mine m-a ascultat, eu îi spuneam despre fiecare cum el se numește, pentru că noi asta am studiat și la Muzeul de Etnografie la noi, de exemplu, sunt specialiști care și-au scris și cărți legate de domeniul etașa cărți, legate de toate semnele care au existat, absolut, descifrarea semnelor. Și iată, pentru faptul ăsta, noi avem nevoie anume de ghiz care știe să povestească, să explice fiecare element și în felul ăsta, pentru că dacă vine unul de peste hotare și doamna Eugenia pur și simplu e așa deschide și hai uitați-vă și m-am uitat atât. Mersi, mersi, mersi. Nu, eu nu am. Și каждый element он имеет свой оберег, свое значение, поэтому это Deci are o anumită simbolică și semnificație. Ghizi local de la toate 13 muzee, în primul și în primul rând, pentru că ăștia sunt ghizi fără experiență. Ei nu au făcut nici cursuri, ei nu au făcut nici de astea. Ei cunosc ceea ce este pe loc acolo. Dar corect să dea informația așa cum scrie cartea, într-adevăr, și ca să atragă turiști și ei după asta să iasă din muzeu și să zică wow, aici a fost fantastic și cu gura satul mai departe zbucă. Asta e foarte puțin. Adică nu are loc. Noi am împărțindat toate muzeile astea. Asta e problema. Adică la așa cursuri m-aș duce și eu cu specialiști pentru faptul ăsta. Dar în primul rând, ghizii locali din muzei au nevoie de așa cursuri. Am înțeles. Metodicile obispecenie a tăi sătrubnicul. Ими занимаются все и никто. Сейчас пусть шимантор с ничепутом ничепутером. А могу кто-то величине с эфиром, благодаря Светлане Ивановне, в экспедиции два дня или три дня мы были с учеными из Москвы и института географии. Там все были доктора наук. И там есть два человека, которые, в принципе, они курируют Мадову. Это Андрей Герцен. И этот человек, который среди столиц, это Чеплыга. Чеплыга. Так вот, они когда возвращают, они вообще смотрят на Мадову и на все вот наши... как на Причерноморье, и они знают весь, как когда вот, сколько могут ученые говорить о формировании всей этой зоны, которая сейчас современна, что это дно Сарматское море и все вот эти вот. Потому что мы долго дискутировали, есть ли у нас какие-то уникальные природные памятники, которые очень аттрактивны на мировом уровне. И вот они все эти знают, потому что он очень старый, это Чеплыга, и Андрей, в принципе, раз, тоже, Герцен тоже. И вот, кстати, на месте обязательно здесь есть, которые вот ели, консоформат по мынту. Да. Это все видно. Да. И вот как раз в этих зонах тоже это есть. Да. То есть само по себе было бы... Монумент и геополитологии. Я там геополитологии. Вот поэтому, когда идется, да, это уникальные, он сказал, места, где именно открываются вот эти геополитологические структуры формирования Земли этого всего региона. То есть это очень аттрактивно. Амазонки.